Să vă alegem pentru că sunteți omul americanilor? Sunt eu tot diplomatul ăla? Sunt eu omul care aduce voturi la Dăbuleni sau la Washington? Păi sunteți omul rușilor. Tot ce știu despre toate armatele NATO, o știu și despre armata noastră. Mircea Joană, 66 de ani, inginer, diplomat, politician, fost ambasador în Statele Unite ale Americii, parlamentar, ministru de externe, președinte al PSD, secretar general adjunct NATO. Și să și supersticios nu e bine să-ți faci planuri înainte să câștigi. Uh, dar cred că ideea asta că Hai e... Pe... ales că Sunt și pățit. Sunt și pățit <laughs> și, și am, 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 am cicatrice adânci peste tot. Doamne, Uh, avem o problemă cu deficitul pentru că plătim mai bine profesorii din țară și investim mai mult în educație. Ăla mic de la Buzău, uh, din 13 lei profit, face 20 de milioane, mai face niște farmacii, ei se descurcă, nu au probleme. Asta am mers la facultate în America, la care, mai în America aproape toate sunt private. Cât costă o școală bună făcută în America? mai țin minte acum, dar costă undeva spre cel puțin... Adică nu s-a decis de afară cine au fost ultimii președinți ai României? România nu au ce să vină că nu știe cine se ocupă de sportul ăsta. Ei sunt furioși. Oamenii ăștia sunt furioși. Pot să vă asigur de faptul că va fi transparență, va face interviu și, și conferințe de presă regulate. O să avem și putător de cuvânt pe bune. Un om vechi care a mai fost la butoane? Nu mi-ați dat nimica, nu mi-ați oferit nimica, m-ați lăsat de izbeliște ce obligația am eu față de țară sau față de oricine altcineva. Aveți o părere foarte bună despre mine. Adică obligația mea ca lider la NATO a fost să vorbesc să liniștesc oamenii. Mai oameni buni, suntem aici, va fi pace, este în NATO. Contrariat de faptul că nu avem o universitate privată de, de top în România astăzi. Vă mențineți opinia că n-ați plagiat nicio secundă? Învățământul public va trebui să rămână dominantă în România, mai ales pentru zonele mai sărace și pentru zonele cu mai puțină putere de cumpărare. Sunt foarte mulți militari tineri care ar putea eventual să, să, să meargă în anumite zone. O să fim o specie multiplanetară în următorii 10 ani de zile, o să locuim și aici și în alte părți. Nu cunosc, probabil când am să ajung la Cotroceni am să aflu mai mult. Domnule Mircea Joana, sau cum zic eu noi, Mircea Joana, <laughs> Bine ați venit la noi! Cu drag! Citez. Țara înaintea partidelor. O schimbare profundă a politicii și a actului guvernării în România. Poate face o schimbare profundă un om vechi, care a mai fost la butoane? Cred că țara a ajuns într-un moment în care sistemul politic actual și modul în care e administrată țara au rămas în urma societății. Deci e nevoie de o schimbare, asta e clar. Și cred că e nevoie de o schimbare mai să zic, mai, mai sănătoasă, mai adevărată decât uh, chestii de cosmetizare. Pentru că am încercat să îmbunătățim marginal, să zic, lucrurile și lucrurile nu merg. Pentru că, pe fond, după 35 de ani sau după 20 de ani de la, de la începutul integrării euroatlantice, modelul actual și de politică și de funcționarea statului și a economiei și a societății nu mai fac fața așteptărilor țării. Acum, întrebarea este cine poate să, să spun să, să, să strânească credibil încrederea, speranța că poate să facă acest lucru. Eu aș îndrăzni să spun că cineva cu experiență politică, care știe mecanica puterii politice în țară și în străinătate, este mai potrivit să încerce la modul onest să schimbe ceva decât cineva care face ucenicie la locul de muncă la Cotroceni. Mai ales că n-ai timp. În secunda zero trebuie să fii funcțional pe tot ce faci și puteam să aleg căi mai legere de, de a, reveni în politică, să mă duc pe o cale mai tradițională. Am ales o cale dificilă, dificilă, foarte dificilă, independent, fără structuri în spate, fără bani, cum au, cum au ceilalți. Dar cred că dacă vrei să faci ceva, trebuie să ai mâinile libere, să, să ai libertatea să poți să faci ceea ce crezi și cred că această cale este cea câștigătoare. Ați zis pe Facebook, veniți în număr cât mai mare la vot în turul întâi și votați util. Votați cu cel care are prima șansă să oprească înțelegerea, Simeon Ciolacu. Ok, dincolo de treaba asta, v-ați schimbat opinia în legătură cu votul util? Când în 2009 îi chemați pe oameni la un vot util, dar pentru un om de la partid? Ce se întâmplă? Cum să spun? În viață încerci lucruri diferite. Deci am fost explicit președinte la PSD, am candidat din partea PSD-ului, am învățat ce înseamnă o campanie și cu bune și cu rele. Deci dacă vin acum cu o propunere modificată, este o propunere care cred că astăzi este mai util ceva de ceea ce propun eu. S-a schimbat, cred că este prima alegere prezidențială care este complet modificată genetic, dacă vreți. Genetic în sensul de, 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 de public, de electorate. Dacă până acum aproape, fără excepție, de la prima, Iliescu, Curațiu și cu câmpean mi-aduc aminte, cu celelalte alegeri, a fost întotdeauna cineva din stânga, cu cineva din dreapta, turul 2 în ultimele două, patru alegeri prezidențiale, dreapta câștiga împreună cu diaspora, era clar. Acum lucrurile sunt extrem de incerte. Sunt extrem de incerte. foarte volatil votul. E foarte împrăștiat votul. O parte din această volatilitate am, am creat-o și eu, probabil, pentru că votanții care mă susțin vin din mai multe bazine electorale, nu iau dintr-un singur bazin electoral, ceea ce este un plus. Și de asta spun că în condițiile în care sondajele mai credibile indică o competiție deja cam în trei, între Ciolacu, Simion și cu mine. Sunt și ceilalți, care, care încă, doamna Lasconi, încă este acolo, dar este la o anumită distanță. A spune că turul întâi este de fapt finala, pentru că dacă unul dintre cei trei, doi din cei trei intră în finală, lucrurile sunt mai simple. Adică dacă intră Ciolacu cu Simion câștigă Ciolacu... O să vorbim și despre sondaje, imediat. Deci spun că este, este o alegere totalmente inedită. Da. Și într-un fel sunt mulțumit de faptul că am ieșit un fel din, din, din acel stereotip în care cineva de acolo sigur intră în turul 2, cineva de acolo intră în turul 2 și în turul 2 știm ce se întâmplă. Ok. Cât de, cât de implicate credeți că sunt serviciile... Noi avem boala asta aici la noi, la starea nației. Atâta ne-au dat ăștia capul de toți pereții că am rămas cu sechel. Cât de implicate sunt serviciile în campania asta electorală și, în general, în politică în ultimii ani? Pentru că, în afară de genetica de care vorbeați, că s-a schimbat, s-a schimbat în rău și partea asta. Controlul a fost exercitat de-a lungul timpului destul de serios, da? Mie mi se pare că în ultimii ani după ce s-a încercat hai să trecem baba strada cu forța cu justiția dictăm noi rechizitorii, condamnări, arestări, cine stă, cine nu stă, cine candidează, cine nu. Acum implicarea în zona politică cu președinți luați și puși la vârful unor partide fără niciun fel de parcurs democratic în interiorul partidelor respective, cred că suntem într o situație foarte, foarte urâtă. Știți cum este când se retrage marea sau oceanul cu marea și, și rămân pe plajă tot soiul de resturi. Eu cred că pe fond, asta e sentimentul meu, și anii de la NATO cred că mi-au confirmat o anumită modificare de abordare în zona serviciilor de informație din România. Cred că una peste alta, ele sunt mult mai retrase în cazarmă, dacă vrei, și sunt mult mai, mult mai aproape de ce ar trebui să facă, mă normal, servicii de informație într-o țară democratică, să-și vadă de treaba lor, că e multă treabă de făcut. Dar cred că au mai rămas în această retragere, care, care cred că se întâmplă și s-a întâmplat. Este un plus. Nu, te, nu trebuie să dăm cu zmoală neagră peste tot. Dacă cred că au mai rămas pungi, după retragerea aceasta, să zic, mai instituțională, pungi de metehne și de încrângături și de butoane și de alte lucruri care încă mai funcționează. Deci cred că mai degrabă este ca, ca o formă de... De, 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 de mici mocirluțe care încă mai produc germeni și care încă mai au reflexele apăsării de butoane de, pe altă, de altă dată. Într-un fel, asta este mai spasmodic, în sensul că se întâmplă acolo, se întâmplă dincolo, sunt bucăți din vechiul sistem care încă încearcă să supraviețuiască, oarecum în zone mai izolate. Dar una peste alta, ca să fim, cred eu, onești, Cred că, din punct de vedere instituțional, cel puțin ce simt eu, este că poate pentru prima dată lucrurile sunt un pic mai aproape de normal. Dar aici este în continuare multă mocirlă, aici în continuare este multă tentație de a folosi resturi din sistemul care la un moment dat funcționa așa cum descrieai tu. Nu avem șef la SRI de un an și jumătate. În opinia mea, este foarte rău pentru democrație, e foarte rău pentru toată lumea. E bine pentru unii, da, dar ați fi lăsat o asemenea perioadă ca președinte să treacă fără numirea unui șef civil la servicii și fără a avea un control prin Parlament, așa cum el ar trebui să fie? În momentul ăsta, parlamentarii dau raportul SRI-ului, nu invers. E un hiatus prea lung, asta e clar. Cred că ce a făcut Eduard Helvi când a plecat n-a fost un lucru rău în sine, pentru că... Nu, nu plecarea lui a fost foarte bună. A, a aici, fost ok și a făcut-o... Făcut făcut nu, nu, nu. a fost, a fost făcută și, și ca lumea. Predictibilă, transparentă, a zis băi, o plec, vreau să fac o pauză de la politică și eventual poate că se poate întoarce și în politică în mod activ. A, a, făcut politică la cât a fost la serie. Nu, nu, nu zic că se poate întoarce după a, anii de PNL. Okay. Nu, el a fost, a fost. Nu, ca să precizăm, Nu, 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 no, vorbesc, zi, vorbesc de experiența lui politică anterioră. Să... Ceea ce aș face diferit, evident că nu poți să lași un loc atât de important gol, eu aș înceta, și am să încetez, ideea de a pune de undeva de la opoziție sau de la un partid șeful de la SRI. Nu mi se pare ok. Nu mi se pare ok. A început Băsescu a continuat și actualul președinte și cred că însă și ideea că iei un politician de un alt partid dă măcar, cum să spun, percepția, poate nu realitatea, că încerc să ai acolo un cal troian și să-i controlezi pe oamenii. Eu dacă dacă câștig aceste alegeri, am să merg către un civil, evident, un om competent, bărbat sau femeie, nu știu, n-am un nume în ca... Nu, n-am niciun n-am nume, nu. Pentru că nu, nu vreau să pun uh, și să și superstițios, nu-i bine să-ți faci planuri înainte să câștigi. Dar cred că ideea asta că e... Mai ales că sunteți sunt și pățit. Sunt și pățit și am cicatrice am, am, am adânci peste tot. Dar eu, eu am să încetesc cu această chestiune. Cred că trebuie cineva care să-și facă treaba ca, ca, ca lider civil, cei care își fac treaba ca lider militar acolo, să-și facă treaba într-o ierarhie corectă, să avem poate mai mult control politic asupra serviciilor. E o temă amânată de foarte mulți ani de zile, pentru că este delicată, ca și conversație în societate, ce facem cu legile securității naționale. Și, într-un fel, faptul că nu avem legislație la armată să dăm jos dronele care mai pică pe la noi, prin delta, pe acolo, este că legile armatei au fost ținute într-un fel prizoniere pachetului mai larg. Trebuie să avem curajul să mergem în fața cetățenilor, în fața noului parlament, să spunem, doamne, haideți să stabilim ce rol au serviciile în țara asta. Și dacă vreau să se întâmple ceva, pentru că e bine pentru democrația românească și pentru, să spun, aerul mai respirabil pe care trebuie să-l avem în această țară, vreau să terminăm odată cu această amprentă a fostei securități care încă planează asupra serviciilor de astăzi. Au trecut 30 ceva de ani, dați acolo de treabă. Sunt oameni tineri, oameni care își fac treaba, cred că dacă le dai, să zic, azimut, doamne, aveți atâta treabă de făcut, informații, contrainformații, securitate economică, cibernetică, energetică, doamne, doamne, câte sunt de făcut, eu cred că am putea să avem o țară în care, cum zice americanul, checks and balances, control reciproc între puterile statului, să înceapă să devină o realitate și asta cred că pot să aduc eu cu experiența pe care o am. Nu credeți că derapajele astea și preocupările astea ale serviciilor se întâmplă și pentru că ele au voie să facă business prin lege? Nu știu, nu, nu cunosc subiectul, subiectul suficient de bine. Ficiază mediul economic. Nu cunosc suficient de bine, sunt, aud lucruri, nu cunosc. Probabil când am să ajung la Cotrocen am să aflu mai mult. Uh, mai sunt servicii și în alte zone în care au uh, o zonă în care mai suplimentează bugetele și americanii și alții. Nu este nimic nou sub soare, dar cât de mult și în ce condiții și cât de mult eventual influențează uh, competiția autentică pe piață și poate că una dintre cauzele unor alte distorsiuni pe piață este și acest lucru. Dar încă o dată nu vreau să mă pronunț pentru că nu vreau să fac asta înainte să am informații mai complete pe acest subiect. Să vă alegem pentru că sunteți omul americanilor? De ce eu, eu aș veni cu treaba asta. Bă, eu am fost la NATO, am stat de vorbă cu ăștia, că de-aia v-am amânat în halul ăsta și nu v-am zis fac, nu fac, mă duc, mă plim, nu mă... Bă, am, vin, am vorbit cu oamenii ăia, treaba e așa. Că altfel aveți... Adică mi s-ar fi părut mai ok un astfel de discurs, că eu nu, nu cred că nu ați vorbit cu oamenii înainte, nu? Acum, pentru că suntem la, la, o discuție în plină campanie electorală, decizia tactică de a anunța târziu candidatura și plecarea de la NATO târzie, aproape de campanie, a fost un gest de, de protecție, pentru că știam că o să înceapă atacurile masive împotriva mea. Și într-un fel am vrut să scurtez perioada în care simt a piept, cum era pe vremul armată, în care toată lumea trage în tine. Unele posturi de televiziune și anumite operațiuni interne și externe au început încă din iunie anul acesta, mult înainte să plec preventiva, atacuri preventive împotriva mea. Au pregătit anumite Preventive chestii. sau faptul că erați la un moment dat am deschis aici cuptorul cu, cu microunde și erați la un podcast, adică erați la foarte multe locuri. Am fost la lucru, multe locuri și vreau să mulțumesc celor care m-au invitat pentru că cred că și tipul ăsta de experiență într o presă care este foarte dominată de banii politici, în presa mai tradițională, cred că este un aer plăcut. Am discutat foarte mult despre lucrurile care cred că preocupă pe români și de securitate internațională și de economie, pentru că cum era pe vremuri și revin la întrebarea cu americanii, is the economy stupid? E o vorbă celebră din anii lui Clinton, acum este the economy and security stupid, pentru că economie și securitatea acum merg mână în mână și pentru asta am mers foarte mult să explic. Și nu am uitați câtă, câtă spaima a fost și încă este în România cu riscul de război din Ucraina. Adică obligația mea ca lider la NATO a fost să vorbesc să liniștesc cu oamenii. Mai oameni buni, suntem aici, va fi pace, suntem în NATO. A, a fost o chestie, le-a zis la aia, bă, modul la niște emisiuni să în toate, în toate, în, toate, țările de pe flancul estic m-am dus la, la, ca comunic și am, am, comunicat foarte, foarte mult ca secretar general junt al NATO. Acum revenim la americani. Și asta este o formă, cum să zic, de pe de-o parte de provincialism, cineva de afară dictează cine e președinte în România. În sine este o propunere care nu e ok. Adică mă deranjează numai când nu aud. Adică cum, adică nu vă decid la mine în țară. Cine adică e s -a? nu s-a decis de afară cine au fost ultimii președinți ai României? Nu cred că a, a funcționat așa. Iar eu cunosc America bine. Evident că am vorbit cu, cu, cu toată lumea din America, știau că o să candidez și cu, și cu alți aliați, și cu Macron și cu ceilalți. Evident că suntem acolo, facem politică, nu facem doar summit -uri. Discutăm și lucruri mai, mai, mai mondene, să zic. Dar ceea ce cred că începe să se normalizeze din nou, așa cum am văzut despre servicii, și această percepție că de afară cineva poate impune un președinte în România care este profund nesănătos, democratic. Nu e ok. Și erodează și încrederea cetățeanului în propriul nostru sistem democratic. Păi dacă ăla te pune, ce rost are să mai faci și campanie? De aceea cred că pur și simplu ceea ce sper să fie în aceste alegeri, în special în ziua votului, în turul întâi, este să, să, să avem pentru prima dată, poate, un climat democratic în care lumea să poată să voteze pe cine vrea, să nu mai avem discuția asta că se fură alegeri, că se ștampilează dublu cum a s-a întâmplat acum la alegerile europene și locale. Deci dacă mai aș dori ceva, efectiv să fie alegeri libere și corecte, dar așa cum înseamnă ea. Și de interferență externă, și de interferență externă de la ruși, că și acolo își bagă coada, masiv la noi, peste tot își bagă coada. Păi sunteți omul rușilor. Asta e asta simpatică, da. Adică să hotărească că sunt om american, sau sunt om Sunt mai mulți candidați care vă acuză că sunteți omul rușilor. Ce se întâmplă? La domnul Lasconi sunt, 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 un pic dezamăgit. Dacă din partea altă nu sunt surprins pe la oficine rusești, pe la oameni de pe aici care au alte înțelegeri, la sunt, sunt, puțin dezamăgit de faptul că merge într-o zonă în care efectiv nu, nu are niciun fel de, de, nici de subiect și predicat, pur și simplu intră în jocul acesta de discreditare. Uh, ce se întâmplă? Uh, e un lucru pe care oamenii ăștia o să-l învețe probabil Când o să aibă mai multă experiență Când vrei să faci diplomație la nivel foarte înalt Nu faci diplomație doar cu prietenii și cu aliații Faci diplomație și cu cei care sunt Poate cu interese contrare Aia e nu, nu, nu faci discuții să ajungi la, la o înțelegere Cu unul care deja este convins deci ideea că acum 15 ani de zile Medvedev era președinte, nu Putin, într-o situație în care Merkel toată ziua era cu asta, toți și Berlusconi și Sarkozy, în care Rusia era partenerul strategic al NATO, venea la summitul NATO-Putin la București. <laughs> Pentru un om care a început ca tânăr ambasador și a, a, a început partenerul strategic cu America, am ridicat steagul mâinilor la NATO, este, este un pic de contradicție în termen să spui că este așa ceva. Deci eu rog să se, să se hotărească, sunt om americanilor sau al rușilor poate al chinezilor, pentru că am văzut că și dânșii spionează la greu în țara noastră. Deci, cred că nu este credibil, dar asta e campania, dacă... Și înce au început să -o, o pregătească din iunie anul ăsta. Eu am simțit-o. A început la România TV, troll de pe la Chișinău, același mesaj, a fost în vizită în 2009, eu eram la NATO, ce, ce bate ăștia câmpima, sunt la vârful NATO, dați-o încolo de treabă, acolo ești mai... mai mai în inima cetății euroatlantice, decât acolo nu există. Deci a fost un atac premeditat, au, pentru că dacă faci picătura chinezească, și azi o minciună, mâine un TikTok, mâine nu știu cine la o televiziune, mai apar și candidați care suflă în ciorba asta, la un moment dat oamenii încep să și creadă. Și uh, dacă ești un pic mai, mai atent la, la, la tipul de acuzație, e clar că e necredibilă. Cum să fie unul care toată viața lui a tras să aducă România în Occident să fie cu rușii? E, e, ar fi hazliu, dacă n-ar fi trist. Dar asta este în lumea de astăzi, dezinformare, intoxicare, rețele sociale au, au, un, au un efect de, de, de antrenare destul de mare. Apropo, cine câștigă în Statele Unite? Este extrem, extrem de strâns. Uh, uh, E o logistică și o, o competiție pentru cine scoate legătorii la vot. În clipa de față, nici sondajele nu mai sunt indicative. Statele strânse, încât nu poți să spui că sondajul. Cred că Donald Trump, astăzi, cel puțin pe sondajele de azi pe care le-am văzut, pare să fie cu o șansă un pic mai bună, dar ziua votului, pe 3 noiembrie, va fi o, o, o uriașă competiție logistică și de resurse pentru a mobiliza propriul electorat să iasă la vot. Și acolo nu știi. Pentru că dacă reușești... Dar cu cine țineți? Cu Știi cum era pe vremuri? Eu țin și cu mama și cu tata. Adică ce să fac? Și dacă țin cu cineva, cu ce mă încălzește? Eu am lucrat și cu Trump pe vremea lui. Am lucrat și cu Biden și cu Kamala pe partea asta. Treaba mea ca președinte este să lucrez bine cu America pentru că avem nevoie de principalul nostru aliat. Decid americanii cu Trump, lucrăm cu Trump. Deci cu Kamala, lucrăm cu Kamala. Marele avantaj este că cunoaști, îi cunosc și că știu și un pic cum operează și ei și echipele lor. Și o chestie de psihologie de foarte multe ori, la, la nivel înalt de leadership. Dincolo de limba engleză, astea sunt chestiuni care, mă rog, sunt, sunt, sunt fac parte din, dintr-o conversație legată de calificări și competențe. Dar pe fondul fondului, jocul la nivelul ăla este un joc foarte sofisticat. Nu e doar un joc de argumente, este un joc de a înțelege interlocutorul. Diplomația la nivel înalt nu înseamnă doar ce argumente am eu, ce argumente ai tu, facem o înțelegere, îți mai dau eu, mai las de la tine. Trebuie să înțelegi și personajul. Și este o chestiune de psihologie. ne mă înspăimântă, Da, da, așa este. Așa este. De foarte toți sunt oameni. Toți suntem oameni și de foarte multe ori, în aceste relații la nivel foarte înalt, pe lângă interese pragmatice, evidente, fiecare își vede de interesul lui, fiecare vrea să obțină ceva, fiecare vrea să ia ceva în schimb. Ok. La un moment dat apare și o chestiune, dacă îl cunoști pe omul ăla, dacă dincolo de relația oficială, cât durează o întâlnire în biroul oval? Durează maxim 20 de minute pentru un președinte român. Ce în acele 20 de minute nu sunt acolo când ești cu presa, ci când stai 5 minute cu el, unul la unul. Și spui, bă, asta e pe bune. Asta, e, asta mă interesează pe mine pentru țara mea. Acolo se fac înțelegerile adevărate. Așa am început partea de strategică cu America. Nu am început cu o discuție foarte mare despre relevanța strategică a României și de pe mare Deci este, este, este un joc la nivel foarte, foarte înalt și alegerile americane au consecințe. Asta e clar. Atunci poți să ai o preferință într-o parte și în alta, lumea se schimbă și modul în care America se schimbă influențează modul în care lumea se schimbă, inclusiv la noi. Am văzut tot scandalul ăsta cu presa, mi s-a părut incredibil. Ok, la ei, să zicem, tradiția democratică, deși noi avem pretenția că am importat democrația aia occidentală, este ca presa să declare susținerea pentru un candidat, ceea ce mie mi se pare o tâmpenie. Și am văzut poziția celor de la The New York Times domne, noi suntem separați opinia de știri și în cadrul editorialului și noi, oamenii care semnăm opiniile, o susținem pe Kamala. Apoi am văzut ce s-a întâmplat la Washington Post, unde Bezos a zis, bă, știți ceva, eu nu plătesc pierderea asta anuală a voastră, că iau niște pierderi fabuloase an de an. Ca să susțineți voi pe cineva sau pe altcineva, o să întrerupem rahatul ăsta pe care l-ați făcut până acum și nu mai zicem, nu le mai spunem cititorilor noștri cu cine să voteze. Da. Uh, și... și jurnaliștii și s-au să... supărat că li s-a cerut să fie jurnaliști. Cam asta, cam asta e. Și probabil că nu este un lucru rău. Pe de altă parte, este ceva apropo de democrațiile consolidate și ăsta ale noastre un pic mai fragiluțe. E fragiluță democrația noastră. E fragil... Multe, multe motive. E multe, multe. Unele sunt istorice, altele sunt mai recente cu comunismul, altele cu meternele tranziției. Deci, e fragiluț. Și trebuie să o consolidăm, pentru că fără democrație, despre ce vorbim. Dar la americani e o chestiune în care lumea, lumii nu este teamă sau n-au niciun fel de rezervă să se afișeze politic cu un candidat. Dincolo de editorialul de bordul editorial. Acolo sunt de acord cu tine, parcă e ciudat să angajezi o întreagă publicație într-o singură poziție, când sunt convins că jurnaliștii de acolo și cititorii nu au aceeași poziție. sunt de acord cu tine. Dar uitați-vă la, cum să spun, la Elon Musk, toată ziua face stamp speech pentru Trump, de n-are nicio problemă. La noi, dacă un om de afaceri se afișează cu campania, este frică de consecințe. Uh, nu doar frică, dar pe legile noastre ar fi fost și arestat până acum și e normal să întâmple așa. Nu poți să dai un milion de euro pentru, adică nu, noi. dar am, chiar dacă ar face o chestiune. Noi am vorbit 20 de ani despre treaba asta cu tombolă, cu uh, sigur. Uh, dat pui, zahăr, ulei, mălai. Sigur, și, și atunci, uh, cum să spun, sau uh, de o parte și de alta, erau foarte supărați echipa lui Trump. Pe bună dreptate, că foarte mulți din, din 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 marii cântăreți, Bruce Springsteen, Taylor Swift, da. Beyoncé, toți ăștia s-au dus și la început de meeting a, a, al Camalei, oamenii cântau la început și îți dai seama, vine Beyoncé, vine Bruce Springsteen și ăștia au supărat din partea alaltă, dar oamenii ei aveau o convingere și nu le spunea niciun sponsor, mai nu te afișa politic. Niciun om de afaceri, Bă, dacă dau bani la republican, transparent și legal, dau bani la democrație, e problema mea. Iar la noi există în continuare o, 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 o relație foarte, foarte ciudată între ceea ce înseamnă societate civilă, în sens larg, inclusiv business-ul, și politica românească. Multor le e frică că dacă sprijină un candidat care nu câștigă, vine aia cu potera după ei. Vine aia cu anafru după ei. Le e frică pentru că s-a întâmplat de foarte multe pentru ori. Pentru că s-a întâmplat și se întâmplă și acum. Intimidarea de, iar, de sponsor este la ordinea zilei. Iar PSD-ul a făcut asta inclusiv cu dumneavoastră acolo. Și nu doar ei. Adică, deci astea sunt chestiuni pe care cred că trebuie să începem să le, să le, să le aducem la o, o, o normalitate. Nu e normal. Încă o dată, dacă, dacă cineva, cum este cazul tău, a, ești un, 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 un om de de presă foarte influent, e poate normal să îți păstrezi o anumită ambiguitate a preferinței. Este firesc. Chemi e, candidații. Eu înțeleg asta. Dar să-ți fie frică să te afișezi, e, să, să fie, cum să spun, influencer sau cântăreț sau, sau oameni de acolo să s -aibă, s aibă o jenă să se afișeze cu cineva sau o teamă că ar fi consecințe că te afișezi cu cineva, pentru mine este o chestiune care nu este ok. Și așa cum am vorbit despre servicii la început și despre, despre influențele externe în campaniile interne, vorbesc și despre această chestiune care ne arată că democrația românească este încă plăpândă. Ăsta e cuvântul. Și dacă vrem să o trebuie să venim, și asta va fi și una din misiunile mele, să îndrăvenim ce înseamnă stat de drept, modul în care noi funcționăm ca societate democratică. Iar dacă cineva a votat cu altcineva, e problema dânsului. Nu mă duc după el cu mânie pentru că a votat cu, co conta candidatul meu. Asta este, cum să spun, este, este în sine o jignire la adresa democrației. Să voteze cu cine doresc. Și nu sunt consecințe. E o țară liberă. Votezi cu cine vrei. Nu ești pedepsit pentru că ai votat cu cine nu a câștigat. Este? Da. Cred că este în un lucru elementar. Se întâmplă. Se întâmplă. Asta și pentru că implicarea serviciilor este aproape uh, totală. Uh, vreau să discutăm uh, mai mult despre tot ce se întâmplă în lume. Am văzut rezultatele alegerilor în, în Georgia, au fost alegeri în Bulgaria, unde la fel e. Uh, nu se știe uh, despre când o să înceapă războiul. Dar uh, până atunci să mai lămurim câteva lucruri așa repede. Am, uh, ca să previn treaba asta că nu o să sta suficient, am pus întrebările nasoale mai la început și pe alea mai bune la, la final. Deci ca să vreți să stați până la Eu final. nu stau, stau cu plăcere. Da, uh, ok, haideți să lămurim niște lucruri care au tot apărut și despre care se tot vorbește și sunt tot felul de atacuri. Haideți să încercăm, uite, să lămurim civilizat chestiunea cu legăturile cu rușii ale omului care s-a ocupat de campania noastră până când mai iunie. Eu cred că a fost o, o, o formă de strategie pregătită din timp. Nu s-a ocupat de campania mea. A, a, a trecut prin platforma civică care astăzi mă susține. Deci n-a avut un rol formal în sensul de a conduce nicio campanie. Nici nu era campanie. Dar ceva, ceva este ciudat pentru că brusc în momentul în care, după ce n-a mai fost cu noi, s-a întâmplat o relație de business cu un om din Rusia, care într-adevăr este o chestiune complicată, toată operațiunea era deja pregătită. Și cred că a început din iunie anul trecut, prin atacurile, merge la ruși, face la ruși, cred că a fost o operațiune efectiv de, de, de intoxicare, de compromitere, pusă cap-cap. Asta e sentimentul meu. Și dacă dă Dumnezeu să, să trecem cu bine de aceste alegeri, o să și aflăm în totalitate ce a fost în spatele acestei, acestei operațiuni. Deci, din punct de vedere strict strict al, al situației intersecției foarte scurte între, între acel domn și, și platforma civică care mă susține, a fost efectiv un element conjunctural. Omul fusese secretar general al PNL, soția fusese ministru de externe al României, al PNL. și Cine se putea gândi că așa ceva se poate întâmpla? Sentimentul meu este și sunt convins de asta, pentru că am văzut la NATO tipul de, 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 de amprente pe care le vezi și de afară și de acasă. Și cred că acest lucru a fost efectiv premeditat și a fost o, o încercare de compromitere uh, cu bătaie, uh, cu bătaie uh, programatică. Sunt de, absolut convins de acest lucru. Ok, dar fiind convins de asta, de ce a trebuit să aveți acea reacție față de jurnalistul uh, Otilo Biro, care nu cred că poate fi acuzat că a nu, aici, 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 aici. Și nu cred că a, din ce a scris a reieșit cumva că... Nu, n-am vorbit despre buna sau rea lui intenție, am spus că toată operațiunea mir mirosea de la început, toată operațiunea. El poate că și-a făcut bucata lui, cum să spun... Aproape că l-ați acuzat de că e ucigaș. Nu, nu. Au, au fost niște asocieri și prin Bulgaria și prin alte părți, iar ceea ce a ridicat un semn de întrebare pentru mine și cred că pentru toți oamenii care se pricep puțin la sportul ăsta a fost faptul că operațiunea Hodolkovski a finanțat această investigație, măcar parțial. De acolo a început o suspiciune din partea mea. Și după aceea s-a demonstrat. L-a apucat pe să pună un tweet, un tweet despre Joana în 2009. De unde până? Și a și șters după aia. Și după asta vine și Fundația Navalnei, care îl acuză că bagă călușul în gură și chiar încearcă să elimine alți, alți opozanți ai regimului de la Kremlin. Și după asta vine și procuratura poloneză care îl anchetează pe același Fodorkovski pentru legături dubioase cu Rusia. Deci aici este, deci încă o dată, cine a făcut, ce a făcut ca jurnaliști, este o problemă și bănuiesc că bucata lor și-au făcut-o, cum să spun, pe ceea ce aveau ei de făcut și pe informațiile pe care le aveau, dar operațiunea cu totul, ca și operațiunea omul, Joane, omul rușilor, care a început de ceva timp și asta a fost pregătită din timp. Jurnaliștii care au făcut treaba lor și profesioniști nu înseamnă că de să fie acuzați pentru nimic, dar operațiunea în sine este o operațiune care poate Marta a comp compromat cu capa și, și asta am acuzat eu. Și cu toate astea, ați făcut acuzații directe la adresa unui jurnalist. Uh, ați prezentat scuze, cumva, sau... Nu? Indirect, indirect am făcut-o. Indirect am făcut o, uh, -o și direct? In, indirect, indirect am făcut-o. Vreau să văd tot filmul. Uh, Încă o dată, nu vis-a-vis -vis de, de, de acest domn, nu asta este ideea, dar aici este operațiune, uh, cum să spun, profesionistă de compromitere și vreau să văd tot filmul iar în condițiile în care am să aflu acest lucru, voi fi primul care am să ies public și am să spun: Îmi pare rău, am greșit. Știți de ce vă întreb? Pentru că am avut acum până acum, avem în continuare, slavă Domnului, doar pentru încă niște zile, un președinte care, pe lângă faptul că a dat pe afară de aroganță, n-a stat de vorbă cu presa, i-a tratat pe jurnaliști ca și cum ar fi nimeni în drum, tratându-i la fel pe români. Mă preocupă foarte mult felul în care candidații se raportează la presă și la jurnaliști. Pentru că apare întrebarea la ce să ne așteptăm din partea dumneavoastră dacă la un articol despre cineva de lângă sau din care s-a intersectat cumva cu platforma civică susținătoare, ați avut asemenea reacție. Ce se va întâmpla când o să... Bă, taru, eu, sunt, eu sunt de mic, adică de tânăr, crescut într-o logică de, de transparență și de comunicare publică cu presa. Eu am fost inventat ca personaj public de presa română ca putător de cuvânt la externe. Acolo am început eu să fiu mai cunoscut. Iar după aceea m-am format ca, ca adult în America. Uh, am fost doi ani de zile la școala de administrație publică în Franța. Eu am văzut cum făcea președintele Mitterrand, cum făceau Chirac, cum făcea Sarkozy, cum face acum Macron, cum fac toți președinții americani, știu ce înseamnă solemnitatea, dacă vreți, a relației cu presa. Este o chestiune care face parte din meniul obligatoriu la unui lider într-o democrație. Deci faptul că te ascunzi în, spate, în spatele zidurilor cetății nu e ok. Deci pot să vă asigur de faptul că va fi transparență, vom face interviuri și, și, conferințe de presă regulate, o să avem și tot de cuvânt pe bune, în care chiar când nu poate președintele să vorbească, că nu trebuie să vorbească în fiecare zi, o să chemăm la Cotrocen să facem interviuri multiple, te invit și pe tine, poate și pe alții. N-a făcut nimeni până acum cu oameni care fac acest tip de presă, pe care eu îl prețuiesc foarte, foarte mult. Și chiar aș vedea, cât să spun, câțiva din oamenii de calibrul tău, care să vină odată la, la câteva luni de zile, la Cotroceni facem o discuție sănătoasă și niciun subiect nu este tabu. Deci eu am crescut efectiv în, 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 în filonul democrației europene și, și americane și niciodată nu am să fiu dintr-un alt serial decât democrație de tip occidental. Ăsta sunt eu și în asta cred eu. Ok. Uh, e deja ceva timp de când a început campania, chiar dacă oficial avem doar câteva zile, și a, a tot spus chestii. Unele uh, deloc în regulă, care au început să fie sancționate de la aiura sănătate regelui Mihai până la treaba cu decrețe. Da, mă Ați da. bălmăjit-o cu avortul și acolo v-a spus pe toată lumea în cap și o să vreau să explicăm ceva mai târziu. Și v-aș întreba de unde credeți că... Adică, uite, vă zic, eu am avut un episod în 2013, m-am operat la, la genunchi, menisc și încrucișat la, la Florească. O operație nereușită, a trebuit să fac alta după, dar o operație care m-a costat cașpagă 2500 de lei. Și uh, anestezista, care a intrat de trei ori la mine în salon pentru bani și eu nu știam că trebuie să. Adică nu mi-a dat prin cap că fiind doar în aveam doar halatul ăla, eram în fundul gol și aveam halatul ăla de să închide la spate pe mine și așteptam să mai ia la anestezie. Și a intrat odată, de două ori, și a treia oră când a intrat s-a uitat așa la mine, abia începusem cu emisiunea la televizor și a zis, domnul Pătraru, păreați un tip inteligent. Adică să-mi dea de înțeles că trebuie... Și v-aș întrebat de unde au vin gafele astea? Pă, unul că să spun, nimeni nu-i perfect și se mai întâmplă. Efectiv, îți mai... sunt și reflexe, stereotipuri, uneori mm -hmm. încerci să te gândești la ce spui după și mai, mai ai un pic de patinaj acolo. Vorbind despre regele Mihai la modul cel mai serios, eu, eu sunt, sunt un om care chiar prețuiesc foarte mult ce a făcut. Și sunt poate și sub impresia faptului că discursul său la 90 de ani la Parlament am conduce din Solemna Parlamentului am acasă discursul uh, în original pe care regele l-a lăsat ca testament politic națiunii sale și pentru mine, într-un fel, e mai prezent decât ar fi trebuit să fie ca și... Se mai întâmplă să mai, să mai faci greșeli și uh, nu le-aș numi neapărat gafe, cât uneori sunt scăpări, sunt omenești, uh, dar uneori, uneori încerci și... Uh, S-a mai, mai întâmplat ceva. Uh, tipul ăsta de comunicare post-NATO e diferit. A fost și un fel de, de, de revenire anevoioasă la tipul de comunicare publică pe care o campanie electorală și politica. Acolo era mult mai... mult mai Totul, fiecare cuvânt era cumpănit, totul era lucrat cu echipa, de multe ori cu prompterul la conferința de presă. Stoltenberg mai de mine. Era pregătirea acolo ca la, 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 la... O conferință de presă simplă era pregătire o oră jumate înainte. Și cred că și tranziția de la un limbaj un pic mai lemnos, interesant și controlat, da. și foarte controlat, pentru că orice, 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 cum să spun, cuvințel pe care îl scoți la vârful NATO are consecințe. Și atunci și tranziția la, la limbajul oarecum mai, 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 larg și uneori mai, mai, puțin controlat, probabil că a fost o perioadă de acomodare. Sper să fi terminat cu el. Ok. și <laughs> eu. Uh, uh, cu, cu plagiatul. Vă mențineți opinia că n ați plagiat nicio secundă? Ce se întâmplă? ceea ce am încercat să fac toată viața mea, tot timpul am încercat să să învăț mai mult, să fiu mai bun. Și dacă eram, cum să spun, un om mai mai puțin neliniștit intelectual, aș fi rămas cu prima meserie, ingineria. Am fost, am făcut Politehnica din București. Am simțit că trebuie să fac mai mult. M-am dus la drept. Am intrat al treilea la drept, la fără frecvență. Mi-a făcut mare, mare plăcere. Și culmea, la, la finalul dreptului, am, am, am luat la ceva legat de drept comunitar. Cred că era 92. Și după asta, când am fost în America, puteam să stau liniștit ca ambasador, dar simțeam că nu știu economie. Și m-am dus la Harvard Business School împreună cu Banca Mondială ca să fac cursuri de economie, pentru că eu cred că cineva care nu înțelege economia, Poate să știe diplomație cât vrea, poate să știe primărie. Dacă nu știe economie, n-ai ce căuta în niciun fotoliu de conducere. E, și după asta am avut curiozitatea să, să mă duc și către a, a, a vedea care este modelul economic american, european și și Am făcut această, pe bune, muncind e, cartea pe care am scos o bătălia pentru viitorul României. Am muncit-o cât eram la NATO. Eu muncesc foarte mult și îmi fac treaba serios. Deci răspunsul la, la întrebare a fost și demonstrat de Comisia de Etică de la ASE, E, ex... nu, 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 Exact ce spune și softul, softul, 4-5 softul, care măsoară chestiunea asta, că este 0,80 și ceva la sută, asta a confirmat și ASEU. Acum, în rest, eu nu vreau să fac niciun fel de proces de intenție nimănui. Eu spun că am făcut-o pe bune. N-aveam nevoie de doctorat ca să mă duc, să mă angajez undeva, să iau un spor la ceva, să demonstrez ceva. Am făcut-o, efectiv, din curiozitate intelectuală și dintr-un om care este un perfecționist. Și am să mai fac școală după ce termin cu politica, probabil că am să fac istorie economică sau a tehnologiei, sunt fascinat de tehnologie și de și poate anii de la NATO cu inovarea, am condus inovarea la NATO să mă fi dus acolo. Deci răspunsul este că am făcut-o pe bună. Cum vă vedeți dumneavoastră? Și vă întreb pentru că eu de ceva timp, și probabil de am și reușit să fac multe schimbări bune, mi-am pus această întrebare, că suntem practic opinia celorlalți despre noi. Și una e ce crede fiecare când se uită în oglindă despre el și una e cât de mult greșește când încearcă să le impună celorlalți să creadă despre persoana lui ce crede el în oglindă și cu totul altceva este cum ne percep ceilalți. Și omul este astfel construit să fie foarte interesat de părerea celorlalți. E foarte prost omul care spune nu mă interesează ce cred ceilalți despre mine, cum mai ales în cazul unui politician. Uh, suntem uh, ființe sociale Și de-aia e foarte importantă Părerea celorlalți Și v-aș întreba odată Cum vă vedeți dumneavoastră Și de ce credeți că oamenii Au poate altă părere Decât aveți dumneavoastră Despre propria persoană Nimeni nu este perfect Și fiecare venim dintr-un dat cultural Dintr-o experiență de viață Ne-a șlefuit viața fiecare dintre noi Tu ai venit într-un unghi, eu am venit din alt unghi Și suntem foarte, foarte diferiți am avut o lungă perioadă de adaptare la politică când am trecut de la să zic, de la o meserie diplomație făcută la nivel foarte înalt și foarte bine, zic eu. Eu am intrat în politică la final de 2001, de-abia. Deci, înțeleg Externe. aveți o părere foarte bună despre dumneavoastră. Nu, nu, nu. Am avut o perioadă foarte... de. Nu că ați zis, am făcut bine și... Nu, nu, despre partea... Cred că am făcut bine. Adică cred că am făcut bine și acolo mă simțeam ca peștele în apă, dacă vrei. Pentru că era... Un, un lucru pe care l-am început de mic, l-am început de la început, l-am luat de la pas cu pas, cum ar zice actualul președinte, am ajuns unde, unde am ajuns. Adaptarea la politică a fost foarte, foarte dificilă pentru mine și cred că pentru oricine care face pasul dintr-o meserie consolidată, hai să spunem, o meserie consolidată, avocat, profesor, diplomat, medic, Dumnezeu știe ce, cărturar, filozof, nu contează. Și vine în arena politică, este un alt sport. Este, este complex, se joacă, se joacă pe atât de multe dimensiuni încât reperele tale din meseria ta anterioară te ajută, dar nu te ajută până la capăt. Deci am avut o perioadă de, de, de dificilă adaptare la politica românească și cu multe întrebări. Cine sunt eu? Uh, cum să spun? Sunt eu tot diplomatul ăla? Sunt eu omul care aduce voturi la Dăbulenii sau la Washington? Deci a fost o perioadă de ajustare foarte grea pentru mine. Foarte, foarte grea. Uh, și a culminat cu 2009, evident, că mi-am pus și eu întrebări în capul meu. Mă, pe lângă lucrurile, uh, cum să spun, uh, nepotrivite care s-au întâmplat acolo, n-am făcut și eu cumva greșel și a fost un fel uh, încercare de a juca un rol și de a nu fi tu ăla care ești tu. Și cred că asta e, de fapt, dificultatea pe care am avut-o mulți ani de zile. Vreau să joc un rol de om politic autohton când eu venisem, de fapt, dintr-o dintr zonă profesională diferită și în loc să fiu eu ăla care eram, de multe ori am încercat să... să și lumea a simțit că, că e ceva care nu e ok. Acum, am plecat din politică după, după anii aceia, am stat la, la NATO 5 ani de zile, cred că și acum este un pic de, de, de tranziție de la un personaj internațional foarte important, din nou în, în groapa cu lei. Dar cred că asta sunt mai aproape de cine sunt eu și faptul că am avut curajul să mă duc și să candidez ca independent, că te, te arunci în gura, în, în gura leilor, efectiv, te duci în, în arenele romane uh, și te bați efectiv cu toți în același timp. Și cred că acest lucru mă face să fiu astăzi un pic mai autentic, mai am încă de lucrat, încă există o anumită zonă în care uh, reflexul meu de a face lucruri nu este perfect potrivit cu reflexul de, de a face voturi în România. Dar un singur lucru știu că o fac cu onestitate. Am ezitat mult să mă întorc în politica românească. Nu cred că aș mai fi avut nevoie să mai pun eu o floricică undeva la, la, la butonieră sau în CV. Am venit cu toată inima și cu toată, cu toată onestitatea să încerc să fac ceva și să schimbăm ceva în țara asta. Dacă e suficient de bine, dacă e suficient de credibil, dacă e suficient de autentic, asta doar alegătorii vor, vor putea decide peste câteva săptămâni. Vom am întrebat asta dar și pentru că am avut un președinte în ultimii 10 ani care n-ar putea accepta niciodată, sub nicio formă, probabil nici sub tortură, că are momente când e prost. Și voiam să vă uh, întreb: cum vă comportați când constatați că ați fost prost într-o situație? Cum se spune? Uh, sunt foarte supărat pe mine. Eu. eu... Nu știu de unde, de la părinți, de undeva din educație, tot timpul am avut sentimentul că nu sunt suficient de bun, că trebuie tot timpul să demonstrezi ceva, că trebuie să... Aveți acest sindrom al impostorului? Nu, nu, am, 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 un, am, un, am, un, am un sindrom probabil al, al, al faptului că, deși am făcut școală bună și am o educație solidă, faptul că n-am călătorit în Occident până în 89, cred că a lăsat o urmă de, de provincialist, de un fel de complex de inferioritate undeva pe care mi l-am scos în mare măsură când am fost la școală în Franța, e școala care face președinți și toți liderii Franței și acolo, într-un pic, mi-am cauterizat acest complex de inferioritate, pe care încă îl mai avem ca români, dar când fac greșeli neforțate, când îmi place și tenisul, încerc să nu mă supăr pe mine, pentru că trebuie să te concentrezi la, la, la mingea următoare. Dar nu-i plăcut să vezi că la experiența mea, la, la, la câte situații e, am, am, am avut de confruntat în viață, încă mai fac e, greșeli facile. Sper din inimă să, să nu fie și cu consecințe. Dar asta este și trebuie să și accepti așa, așa cum ești, că uneori ai și, ai și, ai și ni niște mici dificultăți și sper că oamenii să înțeleagă că dacă sunt greșeli, sunt făcute efectiv nu cu rea intenție sau cu, cu un plan med, premeditat de a face ceva negativ. Ce notă v-ați dat la capacitatea de a vă alege oamenii cu care lucrați, oamenii de lângă dumneavoastră? Foarte, foarte proastă când făceam politică acum niște ani de zile. Probabil că și adaptarea dificilă la politică m-a făcut să mă uit la oameni mai degrabă cu criteriile profesionale ale meseriei anterioare. Cred că acum e mult mai bine, nu e perfect, am în continuare tentația de a da, să zic, o, o prezumție de bună intenție oamenilor. Așa sunt eu construit. Asta e partea de la mama. Tata era mai, mai, mai dur, era și militar, era mai, mai mai ferm pe chestiile astea. Mama era tot timpul o bunătate a lui Dumnezeu și, și, și o femeie foarte, foarte deschisă. Dar astăzi, mai ales după anii de la NATO, în care am învățat ce înseamnă colaborator, ce înseamnă selecție, ce înseamnă. am condus resursele umane la NATO. Am trecut prin sute și sute de interviuri cu oameni din toate țările din NATO, inclusiv multe românce și români care sunt foarte buni și au multe poziții la noi. Deci, a spune că, în clipa de față, am un grad mai mare de prudență și de rezervă și a spune poate chiar de un pic de început de, nu cinism, dar un fel de idee, știi, nu trebuie să te iei după primele vorbe pe care le vezi sau după înfățișarea cuiva sau chiar și după CV-ul cuiva. Iați puțin timp să vezi ce în spate și acum sunt mult mai circunspect decât în anii trecuți. Uh, pentru că sunt câteva exemple uh, uh, din trecut, unele mă rog, de care sunteți legat vrând-nevrând, de pildă, cumnatul noastră mm -hmm. uh, Costea, pe care l-ați... Uh, erați în, uh, la șefia PSD, nu? Când a fost numit la Exim Bank. Mm -hmm. Uh, apoi uh, ar fi legătura cu Vanghelie unde nu trebuie să ai foarte multă experiență să îți dai seama cu cine uh, uh, te aduni uh, ar mai fi Rizea? Da cum să spun? Întrebările sunt legitime, chiar dacă sunt de acum 15 ani de zile. Pentru că, până la urmă... Asta vreau să le oferim celor care urmăresc. toată, cum să spun, tot ce înseamnă biografia mea și ce am făcut este o carte deschisă. Pentru că am fost în viața publică mulți ani de zile. Și am trecut prin multe campanii și, evident, la fiecare campanie apar punctele mai vulnerabile. Și ele sunt acolo. Deci nu fug de ele și nu încerc să le neg. Și în relația cu, cu, știi cum e, rudele nu ți le alegi, și am spus foarte clar, e o chestiune care nimeni nu are niciun fel de drept să, să se sustragă legii sau să, să fie deasupra legii. Voi fi la fel de intransigent cu, cu oricare, că e din familie sau că este altcineva, pentru că legea este una pentru toți, niciun fel de ezitare în această zonă. Uh, și cu. Și cu, și cu, uh, cu uh, Pălăm, fiecare este responsabil pentru faptele sale. Uh, și cu ceilalți. La Rize a fost absolut uh, o chestiune absolut tangențială, n a fost, a fost nimica deosebit. Cu, cu Marian Vanghelie uh, era un personaj destul de important în PSD-ul de atunci. Uh, poate că dacă aș fi avut astăzi filtrele mele uh, un pic mai cinice și mai prudente, probabil că n-aș fi uh, fost uh, acolo. Dar a semnături pentru dumneavoastră acum? Nu, în niciun caz nu. nu. Tot, tot, totul, tot, ce a fost a fost făcut de România Renaște, le mulțumesc voluntarilor noștri, au strâns jumătate de milion de semnături, sub nicio formă, și n-am mai vorbit cu el, cred că de 8 ani sau de 9 ani, de când am plecat din politica românească. Niciun fel de contact, sub nicio formă. Și de ce n-ați făcut o chestie? Uite cum să face acum, că de-aia urcă Simion și celălalt, să sunați, să faceți un TikTok, cum să zice, să-l sunați și să-i ziceți, ne cum îți permis să spui că ai strâns semnături pentru mine? Ce se întâmplă? TikTok-ul suportă multe și trebuie să, să fii transparent, pentru asta nu, nu refuz și nu fug de aceste întrebări, care nu sunt întrebări ușoare, dar cred că este mai bine ca lumea să audă de la mine acest lucru și fără să apelăm la, la chestiuni oarecum mai spectaculoase. Aici nu e o chestiune de a face propagandă, ci ca lumea să se uite și să spună, până la urmă, care dintre oamenii ăștia care candidează sunt mai buni să fie președintele României? Și chiar îi rog pe, pe oameni să, să scoată o secundă figura, numele, sigla, apartenența și să se gândească, Doamne, care e profilul robot, profilul ideal al președintelui, într-o astfel de situație, într-o situație foarte complicată. Deci, faptul că există elemente din trecut care sunt acum readuse în prim plan nu mă deranjează. M-ar fi deranjat dacă fi fost chestii în actualitate, adică lucruri care s-au fost legate de munca mea la NATO, de acești ani pe care i-am petrecut într-un alt mediu. Asta e mai încolo, așa cum au ieșit astea după 15 Sim. ani, asta e și ele mai, poate ies mai încolo. De da? la NATO nu are ce să iasă, pentru că acolo este o prăvălie extrem, extrem de, 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 septică și de așezată și de acolo lucrurile funcționează. A fost o mare, o mare șansă pentru mine să ajung să, să lucrez la NATO la vârful acesta, nu, ca, nu doar ca experiență personală, dar și ca a învăța niște lucruri. Cum funcționează sistemele performante. Și asta vreau să aduc și în România, să vedem cum funcționează sisteme mai performante decât cel pe care îl avem astăzi. Uh, ok, înțeleg treaba asta cu candidatura uh, ca independent, uh, dar mi se pare că nu sancționat suficient în această campanie uh, ceea ce a făcut PSD-ul în ultimii ani. Adică nu credeți că ar fi fost mai ok un discurs, băi, băiatule, de când am plecat ați făcut numai nenorociri? Nu. nu. De ce? Pentru că, încă o dată, după ce trec anii și te, te detașezi un pic de stilul vechi de a face politică, eu niciodată nu am să spun să dau vina pe greaua moștenire, cum să spun, în plan absolut. Sunt și lucruri care s-au întâmplat pozitiv și nu-mi place să, să spun că totul, tot ce s-a întâmplat a fost negativ. Unde am o mare semn de întrebare este pe gestiunea economiei românești. Și las altora să se să, să, să uite la integritate, la nepotisme, la chestiuni de corupție, la pierdere de bani europeni pentru că îți pui oamenii tăi în companiile de energie și, în mod deliberat, pierzi bani europeni pentru că ai niște nepoți și niște oameni din anturaj care îți fac niște business -uri. Și am preferat să nu merg acolo, dar să critic în mod consecvent această situație de mare fragilitate pentru, pentru noi ca țară și pentru cetățenii din România, pentru oameni. Pentru că aceste alegerele noastre prezidențiale încep să semene cu o împreunare între anul 2000 cu o finală Iliescu-Vadim, cu 2009-2010, când a explodat economia pentru că aveam deficite foarte mari și pentru că la urs criza financiară Economia uh, s-a dus, pensiile au scăzut, puterea de cumpărare a scăzut, salariile au scăzut și am plătit un preț foarte mare. Aici sunt eu foarte critic la adresa guvernării PSD-PNL. Și PNL-PSD. Și de ce să nu citeam ori... de la Radu Georgescu, un economist un, serios, că ne-am împrumutat cu 240 de miliarde de euro în acest 10 ani de zile și s-au exportat din România profitul companiilor străine plus deficitul de cont curent și deficit de cont de comercial de 210. Deci noi, de fapt, ne-am împrumutat ca să-i facem bogați pe alții din afara țării. Aici sunt extrem de supărat pe ei și sunt supărat și de altceva. Noi, când am. și asta e o chestiune care, cred că, nu are de-a face cu ideologia. Noi, când am plecat de la guvernare în 2004, pe lângă deficit, de, cred că era surplus bugetar și inflație mică, lăsasem 700.000 de funcționari la stat. După doi președinți de așa zisă dreaptă, sunt acum 1.300.000 și ceva. Și dacă ar fi crescut calitatea serviciilor publice și statul ar fi devenit unul mai, mai competent, aș fi spus, poate. Dar are președintele pârghii aici să facă lucruri? Are, 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 are pârghii importante și pentru asta uh, am și pus în programul meu o precondiție pentru a numi orice guvern. Evident, respect votul electoratului, vor fi parlamentare la o săptămână după prezidențiale, dar se întâmplă ceva. Președintele este ales în România cu undeva 5-6 milioane de voturi, da? Cele mai multe voturi și lumea, când votează, de exemplu, angajamentul meu pentru România, mă votează pe mine ca persoană și votează și programul meu politic, da? Da? Și atunci, a prima chestiune pe care trebuie să o faci. Asta votează programul nostru politic în măsura în care programul conține chestiuni care țin de atribuțiile președintelui și care țin și de chestiuni de, de, de buna funcționare a instituțiilor statului, pentru că asta este acoperit de Constituție. Deci președintele are, are trei mari prerogative. Are o prerogativă legată de securitate națională, inclusiv securitate economică. Și vreau să lucrez cu guvernul, ca să nu lucreze CSAT-ul separat, pe securitate energetică, agroalimentară, cibernetică, chestiuni legate de modificări climatice. Uitați câte inundații și câte, câte, câte calamități naturale se întâmplă. Și vreau să lucrez împreună cu guvernul de a spune, ok, dacă dumneata face o, o strategie pe energie, să sperăm că o să funcționeze, haideți să lucrăm împreună, să facem. Deci președintele are un rol pe securitate economică foarte mare. După asta, președintele mai are acest rol de, de, de bună funcționare a instituțiilor statului. Suntem singura țară din Europa și v-am spus că am făcut administrație la, la mama ei de școală în Franța, la cea mai importantă școală de administrație din Europa. Suntem singura țară din Europa care nu are niciun criteriu de performanță la sectorul public. Deci eu nu știu dacă am băgat mai mulți bani la educație, dacă copiii mei de la țară uh, uh, abandonează mai târziu sau deloc școala. Nu știu dacă bag bani în sănătate, dacă procedurile și dacă uh, maladiile sau, sau prevenția sau speranța de viață, sau mortalitatea infantilă scad sau cresc în vreun fel. Nu știu cât costă un kilometru de autostradă. Și atunci, aici este ceea ce președintele și un președinte cu experiența mea, inclusiv politică și inclusiv uh, de administrație publică, să le spunem mai fraților, haideți să vedem puțin dacă începem pe câteva lucruri pe care le convenim, să măsurăm și performanța. Digitalizăm odată dată a fost asta sau ne prefacem că ne jucăm de digitalizare ca să putem ca TVA-ul la 30 volți. 5% din TVA care nu se colectează. De ce nu se colectează? Pentru că nu se vrea. Nu pentru că nu se poate. Haideți să facem niște lucruri pe care eu am să fiu extrem de intransigent în negocierea mea cu guvernul și vreau să văd în programul dânșilor de guvernare elemente convenite, negociate din angajamentul meu pentru România. Nu vă e teamă de situația în care vorbindu-le românilor despre toate lucrurile astea veți, veți ajunge acolo... Și veți constata că partidele vă dau cu flit și, nu știu, inclusiv vă suspendă sau... Pentru că vor spune bă, noi decidem cum facem cu... Tu Ce se întâmplă? Mai, mai este okay. Constituția noastră este una inspirată foarte puternic de cea franceză. Și cea franceză a fost făcută de de gol la V-a Republică în, în, acum mulți ani de zile. Și e, acolo e, a apărut această, această posibilitate de coabitare președintele de o culoare politică și e, guvernul, majoritatea de altă culoare politică. Și am avut situații foarte, foarte, foarte intense între, între, între președinți și prim-ministri și guverne de altă. Fiind independent, tu nu ești în coabitare cu nimeni. Tu numești un prim-ministru, lucrezi cu o majoritate și vei lucra cu ea pentru că ești parte a înțelegerii cu dânsii. Dacă dânsii nu mai pot nu mai vor, sau apare nevoia de altceva, o să faci o altă majoritate care și cu aia o să lucrezi, la fel de cordial și la fel de, de, de onest, fără să ai neapărat o tensiune din stat. A, dacă într-adevăr nu respectă și nu respectă, ceea ce cred, nu că n -a, cred că n-a ce făcut președintele actual uh, suficient de bine, și ai făcut și tu aluzie la acest lucru, este faptul că n-a folosit simbolismul uh, uh, funcției și puterea cuvântului. Este, este enorm de important Uh, unii președinți uh, se repet la, la, la băta de baseball care se numește Forța Serviciilor sau a Justiției și încearcă să lovească în praz din ea. Bâta de baseball este în rastel acolo, dar este ultimul instrument, nu este primul. Și începi să vorbești pe bune cu ei. Mai convenim să facem asta. Vin în ședința de guvern o dată la două luni. Mergem și negociem împreună, pregătim mandatul la Consiliul European. Președintele reprezintă România la Consiliul European. 80% din legile din România depind de ceea ce vine de la Bruxelles. Vreau să lucrez cu guvernul de o manieră mai modernă și dacă cineva îmi spune mie, om care cunosc aceste partide, le cunosc în profunzime, îi cunosc și pe cei care sunt pierduți complet pentru cauză, îi cunosc și pe cei și cele care sunt oameni care ar face treabă bună dacă ar fi puși în situația să facă o treabă mai bună. Și acolo o să lucrăm cu oameni din partide, nu o să inventez eu o partide care nu, nu mă există. Mă eu nu fac partid pentru că cred că dacă vrei să fii independent, e bine să stai deasupra partidelor. Și Constituția României are această, această solicitare expresă, președintele deasupra, până acum a fost o ficțiune, o minciună, de fapt. Toți președinții au început cu partidul lor. Nu, eu am să, am să încep cu cei pe care decid românii. Și faptul că nu o să mă voteze o parte dintre români nu o să fie o mare supărare cu mine. Pentru că neavând un partid, eu, pentru mine toată lumea sunt, sunt, e națiunea română. Că a votat cu aur, că a votat cu PSD, că a votat diasporă. Basaraben cu dublă cetățenie. Toți sunt copiii națiunii noastre. Președintele trebuie să reprezinte pe toți. Și cred că, această, cred că această, acest curaj de a face lucrurile diferit față de ultimii, ultimele decenii, cred că, cred că merită încercat. Independent, ok, dar independent de stânga, nu? Că m-am speriat de câți independenți și ce discursuri sunt la dreapta. Nu, nu, nu. Ce se întâmplă? Eu, eu cred că, așa cum spuneam, că nu mă, nu mă mai simt confortabil în, 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 în haina niciunui partid din România. Nu partid. Nu, nu. Ideologie. ideologie. Ideologie lasă la o parte că ideologia din România nu se pupă cu familia politică europeană din care fac partidele. Că nu e, nu e nici, nici PSD-ul nu e de stânga ca la europeni și nici PNL-ul nu e de dreapta ca la europeni și nici USR-ul uh, nu e de dreapta, uh, pentru că de fapt e foarte de stânga în, în Europa și în America. USR-ul, ceea ce propun și cel mai la stânga partid din România. Las la o parte acest lucru. Dar în clipa în care uh, treci prin viață și îți dai seama că de foarte multe ori aceste ideologii, uh, unu, sunt perisabile, ele partidele, inclusiv europene, ele nu mai s-au modernizat din punct de vedere doctrină și ideologie la societatea de astăzi. Și doi, și eu sunt un, un tip care nu sunt neapărat depus într-o singură pătrățică. Sunt foarte social când e vorba de sărăcie și de copii necăjiți de la țară. Sunt foarte social când văd că mor oameni cu zile în țara asta. Sunt foarte social când văd că școala nu mai merge și oamenii trebuie să plece în străinătate ca să găsească un loc de muncă. Sunt foarte, foarte social. Economic sunt foarte liberal. Pentru că dacă nu fac bani, degeaba vreau să redistribui ce? Sărăcie, continui să mă împrumut și să nu pot să fac lucrurile astea. Și de aceea cred că, cred că această idee, cum să spun, de a, de a, de a putea să, să iei cei mai buni, poate un pic eclectic, ideologic, dar un anumit radicalist de centru, dacă vreți, care, și faptul că am votanți, și sper să vină număr cât mai mare, care vin din bazine diferite și votează pentru mine, cred că acest experiment este la, la rândul său interesant. Nu e oare sinucidere curată să vă plasați în centru în condițiile în care, uite, Jamie Will are imaginea asta foarte bună în cartea Regăsirea sensului, Domne, centru nu mai rezistă, se prăbușește și oamenii fug la extreme. Undeva există o nevoie de echilibru în societate și președintele este, de fapt, inspiră echilibru, unitate, un anumit tip de calm, un anumit tip de, de, de încredere, pentru că dacă te duci și, ca președinte, încep să devii, cum să spun, un, 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 un predicator al unei singure tabere politice, automat tu nu poți să reprezinți pe restul. Deci nu este o chestiune legată de poziționare ideologică, de o necesitate de a ține țara unită. Să știți că cei care votează atât de radical nu sunt de condamnat în sine. Ei sunt furioși. Oamenii ăștia sunt furioși. Sunt copiii care nu au apucat să meargă la școală de la țară, din orașele mici. Oameni care nu au avut o șansă corectă în viață. Faptul că apare unul ca Simion dintr-o eprubetă de undeva și încearcă să se suie pe spinarea nemulțumirilor este altă discuție. Oamenii sunt nemulțumiți pe bune și ei sunt copiii acestei țări și ei sunt bărbați și femei care au nevoie de statul om. De aceea, pentru mine, ideea că mă pot plasa într-o pătrățică, unul, nu mai corespunde cu, cu etapa mea din viață și cu experiența mea de viață și, doi, cred că un președinte trebuie să fie undeva un pic... Uh, mai deasupra acestor lupte, care sunt normale și firești între partide, să obțină voturi, dar, încă o dată, eu sunt extrem, extrem de, de determinat să, să încerc să-i să ascult pe toți și să vedem dacă putem să realizăm ceva împreună. De unde credeți că vin diferențele astea enorme uh, și din ce în ce mai mari uh, între sondaje? Sunt plătite sondajele? Este, cum să spun, o, iarăși o democrație uh, plăpândă. Unde în lumea asta cineva plătește un sondaj? Ați văzut pe undeva un sondaj cumpărat pe undeva? N-am auzit nicăieri. Sunt cumpărate, pur și simplu. Multe sunt cumpărate, efectiv, pentru propagandă. Pentru a încerca să influențeze, nu știu pe cine. Probabil că propriul partid să spună că stă candidatul mult mai bine decât arată lucrurile astea. Și să știți că este și o chestiune care profesional, uh, pentru cei care fac lucrurile astea și acceptă lucrurile astea, să, să știți că sunt degradante profesional. Nu este ok. Uh, de asta când mă uit la un sondaj în care am un pic mai mare încredere mă uit, este acreditat internațional e undeva, aparține unei bresle internaționale în care este obligat să respecte niște criterii deontologice, de minimă este, este efectiv este, este avem ceva? Avem, și avem așa ceva? sunt și case de sondaje care fac lucrurile pe bune și care nu-și vând pe doi creițari uh, uh, cum să spun profesionalismul și reputația dar să știți că partidele și sistemul politic și presa le știe pe la care sunt pe bune. Și restul, într-o într -o mare voioșie, le pui pe la care îți convin și te duci de banii de la partide să-mi apară neapărat la știri, să-mi apară neapărat acolo. Comentați, câte știri, cât mă costă 15 pe știri, cât mă costă 20 de știri despre sondajul meu. Sondajul este o minciună, cel care este măsluit. Cele care sunt pe bune, care sunt și ăstea, sunt utile și cred că în orice democrație și Prezi, viața cu alea pe bune sale care vă dau un turul 2, nu? Nu, 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 în clipa de față, clipa de față pentru prima dată, pentru prima dată după multe luni de zile, Simion este un pic înaintea mea. Nu cu mult, dar este înaintea mea. Deci stratagema aceasta de a împinge în turul 2 a început să funcționeze. Oh. Și de asta, asta, nu mă face să fiu mai puțin, cum să spun, transparent în a spune, da, domne, am condus în sondaje, Acum e o situație mai strânsă și de asta am făcut și acest apel la votul util uh, pentru turul întâi. Tot în uh, numele transparenței v-am întrebat și eu pentru că, uite, sondajele în scop, uh, dacă nu dumneavoastră nume vă, vă dau eu, uh, vă dau mare favorit uh, și avem aici niște încrengături uh, pe care uh, mi l-a zis uh, Valeriu Nicolae, uh, colegul nostru de la starea impostorilor, că patronul în scop și fostului asociat au au fost ambii consultanții dumneavoastră. E adevărat? Deci, în scop este o firmă de măsurătoare care funcționează de mulți ani de zile. Știu că au o asociere cu o firmă de sociologie din America, și știu că sunt parte din asociația europeană a instituțiilor de sondare, Deci cred că nu e vreun dubiu cu privire la, la acest lucru. Și dacă vă uitați la acest, acest ultim sondaj, dâns și-au dat faptul că Simeon a trecut pe locul 2, la mică distanță. Mai erau aici niște date că domnul Ștefureac a fost și consilierul șefului SRI, domnul Maior, joacă un rol important în grupul Niro, de asemenea cu patron condamnat pentru corupție, și apare și într-o firmă controlată de fundația patronului celei mai importante firme de pariuri. Întrebarea ar fi care e poziția noastră în privința pariurilor și jocurilor de noroc? Este o, este o, problemă mare și mai ales pentru cei foarte mici și pentru cei mai vulnerabili, cred că trebuie să facem tot ce putem pentru a evita dependența de aceste lucruri. Este așa cum sunt extrem de extrem, extrem, extrem de supărat pe faptul că am scăpat situația cu drogurile de sub control. Este prima dată când statul român, care de bine de rău a mai ținut puțină să zic, liniște socială și nu atât de multă violență ca în alte părți, dar aici cred că am scăpat, am scăpat friele foarte serios. sunt câteva zone sensibile în care trebuie să fim foarte atenți, să mergem uh, înainte. Uh, uh, știu că există legislație, se încearcă și în alte țări să se găsească justul de echilibru, a permite oamenilor să, 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 să parieze. Dar o chestiune în care dependența riscă să devină o problemă și acolo trebuie să fim puțin mai atenți și cred că trebuie să, să, să găsim metode. De asta vă întreb, nește. unde noi avem o luptă foarte. Am făcut o misiune din ce facem aici, din ce facem la starea sănătății, împotriva ultraprocesatelor, împotriva pariurilor, împotriva drogurilor, împotriva alcoolului, împotriva tutunului. Vorbim foarte puțin despre lucrurile astea care au scăpat pur și simplu de sub control. Până și Bulgaria, despre care spunem mereu că e în urma noastră și avem această tendință a prostului de a râde de vecinul. E o mare greșeală. Așa. Sunt zone în care e, fac mai bine decât noi. Eu foarte așa. Până și Bulgaria a interzis reclamele la aceste case de pariuri, care distrug oameni. Domnul Joan, dacă vă arăt imagini, noi strângem imagini pentru un documentar cu oameni nenorociți de pariuri. Oameni care am găsit un om care cerșește și care face 300 de lei pe zi și care bagă toți banii la pariuri. În ultimii doi ani a băgat 40.000 de, de euro la pariuri. Este dezastru ce se întâmplă în aceste comunități sărace din cauza faptului că apar toate vedetele, toți foștii sportivi, toți antrenorii, toți influencerii, toată lumea apare la televizor cu treaba asta. Ba mai mult, într-un material excelent făcut de Tolontan, omul de la Ringie recunoaște această fuziune între presă și pariuri. Adică, domnule, trei, prin presa sportivă să le oferim oamenilor informațiile care să le dea lor credința că pot controla rezultatul pariului, pentru că atunci îi vom ține tot timpul acolo. Sunt, sunt probleme de, de mari vulnerabilități. Cele enunțate de tine mai sunt și altele legate de faptul că pe sociale sunt foarte îngrijorate de faptul că de la vârste foarte, foarte mici algoritmii creează dependență la copii. Uh, sunt uh, uh, multe lucruri Am fost, au fost ieri în, în Italia M-am întâlnit cu comunitatea română de acolo Și am fost la un centru social uh, Construit de o biserică ortodoxă din, din Italia uh, Pentru tinerele fete uh, Care au fost forțate să facă prostituție Trafic de ființe umane Lăsate însărcinate cu copii și încearcă să, să facă. Deci, în spatele și a rețelor sociale sunt niște lucruri care sunt absolut cu cutremurătoare, și algoritmii ăștia sunt atât de păcătoși de foarte multe ori. Vorbi și despre ei. Și cred că, cred că toate, zonele cu... acestea, toate, zonele acestea, toate zonele acestea au nevoie de o reglementare mai strictă, au nevoie de o chestiune. Nu poți să omori un business întreg, dar poți să creezi un just echilibru ca cei care au dependențe sau vulnerabilități, cei care sunt cei mai, cei săraci, cei mici, comunitățile mici. Și înțeleg că au mai fost legislație în Parlamentul României, din ce am urmărit. S-au interzis păcănelele în deci... localități cu mai puțin de 15.000 de locuitori și au apărut după nicio lună pentru faptul că ăștia au acționat în instanță, în opinia mea, aranjată toată treaba de la început, ca să nu se întâmple de fapt nimic. Și uh, uh, până când va fi o decizie definitivă, la sfântul așteaptă, dacă ne luăm după justiția din România, asta ar trebui judecat într-o zi, Sigur. pur și simplu. Nu se întâmplă, vor fi niște luni, pentru că probabil și în justiție însă, sunt și care sunt în politică, altfel nu, nu știu. Mă că de ce vreau să când nu vreau să fac acuze cu de asta. Dar sunt subiecte care trebuie rezolvate mult mai rapid și mai este o chestiune, sunt subiecte sensibile în societate, multe sunt sensibile. Și cred că trebuie să avem curajul să le punem pe masă, să le discutăm cu argumente pro și contra. Și a spus ceva despre nu puteți să omorâți un business. N-ar trebui omorâte businessurile care profită și care dau dependență? Care provoacă Sigur. dependență? Nu, eu spun, în, în general, există întotdeauna două părți cu argumente. Unii cu resurse, cu resurse mari. Și o zonă de reglementare. Eu, unul de felul meu, spun că sunt mai liberal în gândirea economică, mi-este un pic teamă să supra Dar în anumite zone sensibile, trebuie să fiu sigur că o fac foarte serios. Astăzi, în România, nu, nu fug de răspuns. Dar îți dau că sunt foarte multe teme de gen și sunt foarte preocupat că ele, efectiv, este, este, este ca, un, ca un uriaș cer învolburat cu probleme. Și va fi complicat să navigăm cultural printre dânsele. De exemplu, azi, în România, nu știm încă care este agenția... Care reglementează inteligența artificială. Nu știm la cine a fost arondată. Cu atât mai puțin să ne gândim care este impactul inteligenței artificiale asupra tot ceea ce noi vorbim, la tot ce spui tu în spate, algoritmii de la jocurile de noroc, algoritmii de la, de la rețelele sociale. Toate sunt în spate cu inteligență artificială. Dacă nu mă duc la sursa aici. Risc să de dependențe și mă duc și marginal corectez problema. Reclamele la televizor nu au legătură cu... Nu, asta e Dar zic, zic business-ul în sine, dacă de la, de la început spui, sunt niște chestiuni etice, niște chestiuni de principii pe care trebuie să le respectăm și le pui de la început în inima legislației, este mult mai ușor după aia să lucrezi mai profund la ce se întâmplă decât să tai marginal mai pun la păcănele la țară și ăla mă păcălește pe partea altă. Mai fac o mică lege cu drogurile și mă trezesc că, de fapt, pe partea altă vine, apropo de războiul din Ucraina, de când Odessa este practic tăiată de la, de la, de la circuitul comercial global, toată rețeaua de, de, de narcotrafic global trece prin Constanța și prin porturile noastre. Este o problemă la care statul român de se pregătească strașnic. Și mai este și altă chestiune. Sunt mulți oameni care sunt victimele acestei chestiuni. Nu avem grijă de dânsii. Nu e vina unui tânăr dintr-un liceu sau de undeva că traficantul l-a prins și că l-a determinat să. să... Nu, nu avem clinici de, de, de tratament pentru tinerii ăștia. Sunt câteva ONG-uri și o clinică, două private, în alte părți, cu astfel de probleme. Se gândesc la modul serios să pedepsești foarte clar cine face rău, dar să fii un pic mai cu mai multă compasiune și să-i ajuți și pe cei care sunt victimele acestor lucruri. Sunt probleme mari în societate și trebuie să avem curajul să le să le punem pe masă și sper de ca și un... viitorul Parlament să se poată să aibă un rol, poate, și am să-l curajez viitorul Parlament, să-și asume rolul democratic pe care îl are. Că Bă. de multe ori este și timorat, îi spune guvernul ce să facă, ordonanțe de urgență peste ordonanțe de urgență, poate că și Parlamentul, bun sau rău, dacă și-ar asuma rolul său, poate că am avea legi mai bune și mai, mai corecte în țara asta. Da, problema e că în Parlament ajung din, oameni din ce în ce mai proști, din ce în ce mai slab pregătiți în sensul ăsta. Și atunci e o, e o foarte mare problemă. Uh, mesajele astea e important să vină de la președinte, pentru că, iată, eu nu-mi doresc un președinte și poate de aia nici nu vine la o discuție. Eu nu-mi doresc un președinte care să, spună, să le spună celor de la Coca-Cola, public, public, în calitate de premier, e vorba de domnul Ciolacu că banii pe care că promite el, avem un gentleman agreement, a auzit și domnul Ciolacu de așa ceva și a ieșit să vorbească despre asta, că le promite celor de la Coca-Cola că le va da sub formă de ajutor de stat. Banii pe care Coca-Cola îi pierde, apropo de business și de așa, prin suprataxarea produselor pe bază de zahăr. În opinia mea, o astfel de afirmație ar fi trebuit taxată cu un dosar penal la doua zi. Adică nu, eu nu văd altă nuanță aici. Și mi-e teamă, de asta vorbesc despre lucrurile astea, mi-e teamă de un președinte care gândește așa, care pune profitul businessurilor înaintea sănătății oamenilor. Nu. Când spun că o economie trebuie să producă bani pentru că altfel n-ai cum să construiești nimica, nu înseamnă că faci bani cu orice preț. Nu orice bani e sănătos. Nu orice profit conduce la progres. Că Fie vorba între noi, dacă ne uităm puțin la, la economia României în ultimii ani de zile, a crescut de 4,5 ori și oamenii sunt mai săraci, țara este mai, mai, mai ruptă în două între urbanul mare și orașele mici și mediul rural, îmi pleacă în continuare copiii pe capete. Deci, întrebare, nu faci bani oricum? ci faci bani care sunt bani cât mai sănătoși cu putință, dar după aia îi folosești pentru oameni. Asta e de fapt problema la noi. Problema este că lumea nu se mai gândește la oameni. Și de fapt și sensul politic este despre oameni. Și sensul business este despre oameni până la urmă. Cred că sunt ei consumatori. Tot oameni sunt. Și cred că aici trebuie să ne întoarcem la problema centrală. Cum facem ca tot ce facem în țara asta, și legi, și economie, și școală, și sănătate, și conversații despre teme sensibile și controversate în societate, să folosească societății și oamenilor acestei țări. Cred că am pierdut, cum să spun, legătura esențială între ce faci în business și în politică, până la urmă omul, dacă nu, nu o duce mai bine, dacă nu este mai sănătos, dacă nu este mai educat, dacă nu este mai pregătit să facă față lumii astea într-o schimbare profundă, nu are rost să mai vorbim despre politică sau despre economie. Cu ce oameni veniți? Dați-ne niște nume. Veniți cu o echipă, totuși, președinte, președinte, dar trebuie să auceți o, o, o echipă acolo, pe diverse departamente. E, e o echipă pe care, încă o dată, am lucrat cu foarte mulți oameni de, de foarte bună calitate și lucrez. Și... Nu cred că o să ducem sub nicio formă lipsă de, de oameni de mare competență pentru administrația prezidențială, poate pentru alte poziții pe care uh, președintele uh, le numește. Uh, am o ezitare în a spune numele pentru că vreau să mai pestez un pic de competiție în cadrul echipei, dar, în general. Uh, a, nu i-ați decis sau. Nu, știu, eu aș fi foarte interesat. Nu, nu, Mă gândesc, gândesc, gândesc foarte serios la, 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 la oameni care vin cu o competență profesională consolidată. În angajamentul meu pentru România și pe Mircea Joana Pugro poate fi citit. O să lucrăm și cu niște, numesc eu niște echipe de misiune, adică pe, pe câteva teme, digitalizare, cadastrare, codificarea legislației, teme pe care le convenim cu Guvernul și cu Parlamentul. Vreau să lucrez nu doar cu echipa standard de la Cotroceni, care va fi, a, a, apropo, paritate bărbați și femei. Deci cu asta a, aici clar. Trebuie să dai un exemplu de la președinte, pentru că reprezentarea femeilor în politică și chiar și în, în, în business-ul din sectorul public este foarte, foarte slabă. Și atunci vom, vom coopta în aceste echipe oameni de bună calitate care vor lucra pentru administrația prezidențială, sau pentru guvern, sau pentru statul român, cu oameni care sunt competenți pe acele domenii. Un fel de, un fel de echipă mixtă, publică și privată, în care îi pui, efectiv, ca o echipă de misiune pe digitalizare. Domne, și în clipa respectivă, eu, atunci eu echipa, mea, înțeleg, echipa, da. echipa mea va fi una mai extinsă, cei care vor lucra explicit în administrația prezidențială și un grup mai mare de profesioniști care vor fi chemați pe teme, pe subiecte, să vină și după aia pleacă înapoi. Nu trebuie să fie angajați administrației ca să Am fie în înțeles. echipa noastră. E, 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 e o chestiune mai modernă care funcționează. Economisim banii de la avioane private și alte chestii, nu? Că... Mie mi se pare totalmente nefiresc și cred că am văzut în Franța uh, curtea de conturi de acolo, îl cunosc pe, pe Pierre Moscovici, președintele curții de conturi din Franța, e un, e un amic vechi, are și origini românești de prin la vine familia lui, cum efectiv tot ce a făcut președintele Macron, toate deplasările, toate cheltuielile au fost efectiv, sunt puse pe site-ul uh, și a Elizeului, a Palatului Prezidențial de la Paris și pe curtea de conturi. Mi se pare că acest tip de secretomanie sunt bani publici, Orice bani public publice să fie pus undeva pe site-ul administrației prezidențiale. După aia, ce avion, cu ce avion, câți oameni e cu tine, care se duc, asta e o chestiune legată de, de o decizie de moment. Dar absența, absența transparenței pe mine mă preocupă, nu atât de mult extravaganța sau altă chestiune. Deci, cred că aici trebuie să fim mult mai, mult mai transparenți și mult mai, mult mai deschiși cu, cu cetățenii cu privire la aceste lucruri. Da, că... toate, țările, toate țările, de exemplu, cu care, cu care am, am fost în Bulgaria la, la grupul de luptă NATO de acolo, am fost în Ungaria, am fost la Slovacia, am fost la Poloneza, am fost la Baltici. În toate țările există un avion, un avion, un Airbus obișnuit, ținut de armată, întreținut de armată și care este folosit de către autoritățile statului respectiv pentru diverse. Odată îl ia președintele închiriază, odată se duce guvernul, odată vine Parlamentul, odată îl trimite să ia Olimpicii de la Paris, de unde sunt. Adică toate țările au un sistem care e transparent până la urmă. Cred că la armată trebuie să fie un avion transparent, cumpărat pe list care este. Știi costurile? Știi cine l-a luat? S-a dus primul ministru cu delegația lui? Știm câți au fost în delegația lui. 10, 15, 20. Președintele, unde merge? Știm exact unde merge. Și după aia mai și întrebăm ce au făcut în delegația respectivă, pentru că de multe ori dă senzația că sunt mai degrabă destinații exotice de dragul de a vizita niște locuri. Deci nu aveți să zic, nu știu, un om pe sănătate, un om ba da, ba pe da. sport, un om pe educație. Am, am, am o listă, dar încă o dată, încă o dată, încă o dată uh, și din superstiție, adică nu vreau să uh -huh. dau sentimentul pentru că am câștigat înainte să câștigăm. Și doi, pentru că uh, echipa va fi mult mai largă decât cea a celor care vor, uh, vor fi angajați la administrația prezidențială. Bun. Haideți să lămurim uh, și să rămână lămurită, cum ziceați eu, dumneavoastră, uh, până la alegeri. Poziția în legătură cu avortul. Ați făcut niște afirmații care mie mi-au dat impresia, uitându-mă pe, pe ce ați zis, că nu vreți să supărați pe nimeni cumva. Ce se întâmplă? Fiecare dintre noi avem o opinie personală și asta e o opinie personală. Ca om public și mai ales ca, ca, ca președinte, trebuie să fii capabil să poți să înțelegi opiniile a două tabere care sunt în clipa de față în opoziție pe acest subiect și pe alte subiecte care sunt la fel de importante și la fel de, de multe ori controversate. Și atunci când eu am spus-o și am, dacă ascultă cineva toată declarația mea și nu taie bucățele și după aia okay. sus, sus pe TikTok, am zis întotdeauna că la o problemă, că, că avortul este o problemă traumatică pentru noi ca nație, pentru că a fost o chestiune foarte complicată în, în anii de dinainte, că este o chestiune care, în mod evident, la natalitatea foarte, foarte proastă pe care o avem, la foarte multe tinere care sunt adolescente și care rămân însărcinate, educația, prevenția, condiții socioeconomice, pentru a nu avea din acest, din acest gest traumatic pentru femei, în primul rând, o, o opțiune care să devină o chestiune, cum să zic, pe scară foarte, foarte mare. Și evident, în cele din urmă și întotdeauna, femeia are cuvântul cu privire la, la decizia ceea ce face cu viața ei și cu, și cu corpul ei. Asta e un lucru foarte evident. Deci, ideea că le spui două, trei lucruri care încearcă nu să împarce și capra și varza, ci să spună că aceasta este o problemă complicată pentru noi, avem un declin demografic foarte mare, natalitatea este importantă de a fi stimulată și că, în cele din urmă, acest lucru. Uite, teruie. vedeți, ăsta mie nu mi se pare un argument. Adică, mi se pare că mergeți într-o zonă. Unde nu există nici măcar susținere pentru, pentru afirmația întrebat, M-ați întrebat de unde vin eu, da, și da, chiar, da, dacă, am... de, chiar dacă uneori pare că e într-o zonă sau în altă, eu vă spun de unde vin eu și cred că, este, cred că este o chestiune care poate să reprezintă un început de conversație către o soluție constructivă mm -hmm. în societatea românească, pentru că până la urmă președintele nu trebuie să fugă de teme controversate. Și asta am să și fac. Bun, pe ce câștigă aceste alegeri. Credeți, ca să lămurim, credeți că dreptul. Acesta, că ăsta e un drept și că femeia. Nu poate fi îngrădit, care decide cu, cu ce se întâmplă corpul ei, da? Evident. Decizia da. este. Abis. Dar trebuie să creăm condiții ca încât, ca, încât această opțiune, care este o opțiune, până la urmă, dramatică și traumatică, să fie cât mai puțin frecventă, pentru că, din punct de vedere prevenție, educație, contracepție, condiții sociale, condiții de, de, cum să spun, de conversație în societate, să fie folosit cât mai puțin cu putință. Decizia, până la urmă, este a fiecărei femei. Deci nu cred că este o problemă din punct de vedere al unei poziții consolidate, asta cred eu. Poate că pe unii îi mulțumește, poate alții ne mulțumește, dar eu cred că este o, o chestiune pe care Știți am spus-o. Știți de socialită? ce supără afirmația asta? Pentru că există de pildă multe ONG-uri super ok care se ocupă de această problemă și care au constatat în activitatea de, de, de mulți ani că femeilor li se promit lucruri. Și acum Hai să, uite, te informăm, hai că te ajutăm, uite că e sprijinită nu știu cum, hai că îți mai dă guvernul 700 de lei uh, pe lună până termin liceu ca să, da, suntem campioni la mame uh, minore. Și asta e o problemă foarte mare. Așa, dar după toate lucrurile astea și după ce mama respectivă e convinsă cu aceste argumente să uh, uh, ducă sarcina până la capăt și să nască, aceste femei, aceste familii, practic, rezultatele sunt abandonate. Aici e problema problemă de, de lipsă de eficacitate a statului român în politicile publice. Este un alt subiect. Și faptul că statul român este atât de disfuncțional este legat direct de faptul că toate aceste instituții importante sunt de foarte multe ori populate cu oameni care nu se pricep. Cei mai mulți cu carne de partid și nu cu un criteriu de performanță. Deci cred că trebuie să găsim întotdeauna, cum, cum, cum și la, 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 la combaterea strașnică a tot ce înseamnă uh, traficanți de droguri, să găsești o formulă mult mai deschisă pentru a putea să previi, după aia să-i reintroduci în societate cu minte și frumos, și liniștit și calm, pe tinerii și tinerele care au căzut prada acestei aceste situații foarte delicate. Și de asta cred că atunci când vorbești despre un subiect, el devine agravat pentru că statul român nu-și face treaba. Și el, el, el devine efectiv un subiect a, 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 aproape de necontrolat pentru că, de fapt, statul român nu-și face treaba. Pentru că nu e normal ca o fată tânără, mai ales de la țară sau din minorități, să fie atât de vulnerabilă și să aibă doar 700 de lei odată și după aia să uiți de dânsa. Sunt foarte multe fete, am spus-o, exemplu din Italia, care care au fost tărite la, la, la trafic de ființe umane și care statul român nu știe și nu are nici. Nici capacitatea și nici sensibilitatea să ajute acești tineri și tinere noastre. Deci, cred că dacă facem o chestiune serioasă, cum se face într-o țară care funcționează, cred că putem să găsim soluții mult mai naturale și mult mai puțin controversate în societate la, la aceste teme. Um, ar trebui să crească sau să scadă vârsta de pensionare? Mă uitam pe un raport al Comisiei Europene care spune că la nivelul de îmbătrânire accelerat al populației noastre, în următorii 10 ani de zile, probabil că o treime dintre salariații din România vor fi oameni cu vârsta actuală de pensionare. Și nu din motive, nu din motive de, de schimbare de legislație, ci din faptul că nu o să fie forță de muncă și o parte dintre cei care ar trebui să fie la pensie o să aibă, o să aibă stimulent, în principal financiar uh -huh. sau de ocupație, ca să nu stai să te plictisești acasă, pentru a munci mai mult. Deci avem o problemă de forță de muncă și de, de piramidă uh, demografică a țării, care este extrem de îngrijorătoare. Și dacă nu reușim să atragem acasă o parte din mai mare din diasporă, din basara Benicul de cetățenie, o să avem o situație în care și sustenabilitatea sistemului de pensii este supericol pericol în 20 de ani de acum încolo. Uh, și capacitatea de a avea forță de muncă în țara asta uh, este pusă sub semnul întrebării. Deci cred că, ca și, la, ca și la orice alt subiect mai controversat, uitați-vă ce discuție a fost în Franța când a vrut să ridice uh, vârsta de pensionare. Uh, uh, întotdeauna societatea evoluează, se transformă. Și conversația de astăzi nu o să fie la fel cu conversația de peste 10 ani de zile. Deci mai bine ne apucăm... Cum sunteți azi? Susțineți creșterea? Astăzi, astăzi cred că, uh, în condițiile de astăzi, trebuie să rămânem pe ceea ce avem. Uh, și în condițiile în care economia va crește, în condițiile în care salariile vor crește, în condițiile în care pensiile vor crește, să găsim sisteme uh, care, în care cei care doresc eventual să lucreze mai mult, să le dăm condiții să lucreze mai mult, dacă sunt în putere. Uh, sunt foarte mulți militari uh, tineri care ar putea eventual să, să, să meargă în anumite zone. Cred că pentru etapa aceasta uh, suntem la o zonă pe care trebuie să o menținem o perioadă și după aceea să vedem cum evoluează economia, demografia. Dacă încep să vină acasă cei din diasporă, vom avea o situație mai bună. Dacă nu uităm de copiii de la țară care astăzi abandonează școala în proporție de unul din trei copii abandonează școala înainte de vreme și avem mai multă forță de muncă educată, discuția aceasta o să fie discuție mai simplă. Dacă nu, în 10 ani de zile ne întoarcem la în această discuție și o să avem o discuție atunci, pe structura demografică, pe, pe încasările la buget, pe, pe, pe cheltuirile cu, cu pensiile și cu asigurile de sociale și de sănătate. Dar în clipa de față, cred că să rămânem într-o zonă așa cum este și să mergem înainte. Cum, cum intenționați să împăcați toate? Pentru că constat și din răspunsurile pe care le dați și din ce scrie pe site, în program, o țară care își respectă tradițiile, credința, deschisă modernizării, progresului, stimulează rolul spiritual și social al bisericilor, ceea ce pe mine mă ferie un pic, că îi depinde cum faceți asta, din țară și din diaspora. Adică, îmi mențin părerea asta că pare că nu vreți să supărați pe nimeni și să-l luați de peste tot. Înțeleg nu ca strategie electorală. Nu e, nu e electoral. Este, este efectiv de rolul autentic al președintelui de să, încearcă, să încerce să unească națiunea în jurul unor chestiuni care sunt poate diferite între grupuri sociale, dar care, pe per ansamblu nu pot să spun că mă duc o latură a societății și pe cealaltă o abandonez. Nu e ok. Și nu e o chestie strict electorală ce spun eu aici. Eu spun o chestiune în care trebuie... Și, și uitați-vă, chiar și cei care e, sunt, cum să spun, e, foarte, foarte e, în favoarea e, globalizării accentuate, care văd oportunități, de obicei cei cei înalt educat și cei care, care văd lucrurile într-un fel. E, și ei caută rădăcini și identitate. Am fost acum în Italia. Românii de acolo își caută rădăcini, merg la biserici, pentru că e singur loc unde se mai pot aduna ca și comunitate. Deci, eu vorbesc de biserică și ca un evident un loc spiritual, dar vorbesc de biserică și ca un loc social, comunitar. Pe unde mă duc, mai ales în diaspora, dar și în țară. Sunt cantinele săracilor, au chestiuni importante, sunt preoți care iau fetele astea care au fost târâte în trafic de ființe umane și sunt singurii care pot. Să le, să le facă, să fie acceptate de comunitate. Deci ideea că ai rădăcini. Sunt și astfel de oameni, dar nu sunt cei mai mulți care fac. Dar sunt, sunt mulți, să știți, sunt mulți. Și eu cred, eu cred că dacă am stimulat partea asta și rolul social al bisericilor, mai ales în diaspora, unde nu au unde să se întâlnească în altă parte. Sunt ceva comunități românești, asociații, dar tot în biserică se adună. Ieri am fost la, la, la o biserică ortodoxă din, din Italia efectiv, dincolo de, 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 de credință și de altceva, oamenii erau acolo discutau despre proiectul de arhitectură, proiectul despre uh, unul își rupsese piciorul, unul făcuse nu știu ce. ce. E, e un loc de adunare pentru oameni. Chestiune socială. Ne lipsesc oricum locurile în care să incubăm idei bune. Noi construim un teatru pe, pe, plecând de la ideea asta, un loc de întâlnire pentru oameni. Uh, avem într-adevăr această problemă. Sunteți creștin ortodox? Da. Nu? Ok. Uh, îmi puteți da un, o idee concretă, o, o, orice vreți dumneavoastră, însoțită de mecanism de pregătire, urmărire, auditare din program? Adică da. noi fac asta și fac în felul ăsta. Deci noi spunem, noi spunem și asta fi metoda pe care o să o aplicăm și am să o convin cu viitorul guvern și cu, cu viitor, viitorul prim-ministru în care am zis mai devreme că în țara aceasta lipsesc uh, totalmente, în sfera publică, instrumente de măsurare a performanței. De aici până aici, cât costă, ce aștept, rezultat, feedback și mergem mai departe. De aceea, când spunem depolitizare, reprofesionalizare și auditare, asta e sfânta, uh, sfânta treime, dacă vreți, a, a bunei uh, administrații publice. La mama ei, în Franța sau în America. Cum depolitizați ca președinte niște instituții îmbâxite de oameni? Nu poți peste politici. tot. Este o iluzie să crezi că în ravul ăsta îl schimbăm peste noapte. O să fie greu. O să fie multă rezistență. Dar pe câteva zone, digitalizare, pe câteva zone, de exemplu, în educație, ce rost are și cum este acceptabil în România ca directorii de spitale publice să fie numiți pe algoritm politic? Dați-o încolo de treabă. Nu are niciun fel de sens. Și nu poți să lei le toate jucăriile în același timp că se vor coaliza împotriva președintelui, dar în câteva zone cheie, educație, sănătate, digitalizarea statului, justiție și companii de stat. Deci prima chestiune care o facem la prima ședință de CSAT, facem un, un, un audit profesionist, extern, extern în sensul că nu îl facem noi cu corpul de control al nostru ca să iasă cum vrem noi pe companiile din energie, companiile strategice ale țării. Vreau să văd unde suntem, de ce pierd în fiecare an 6,5 miliarde de euro în fiecare an pierdere pe companiile de stat. Începem cu energia și ne apucăm să facem pe câteva domenii a dovada acestei metode. Teoria schimbării sistemelor mari indică întotdeauna că ai nevoie de o metodă și câteva exemple de succes relativ rapide. Pentru că altfel, luna de miere a noului președinte se termină foarte rapid, năravul vechi pe care încerci să-l spargi, se reproduce exact ca retragerea marei la începutul discuției noastre și rămân acolo mocirluțe cu încrengături, cu pile, cu neamuri, cu nepoți și ele vor încerca să, să se coalizeze ca să-l oprească pe președinte și pe cei care sunt în echipa lui. Și atunci trebuie să facem câteva exemple, că merge și altfel și de acolo mergem la următorul, nouă la următorul. Deci ar fi ăsta cu energia primul pe care îl faceți? Sau? Companii de stat, cred că trebuie Companii să facem stat. treaba. Companii de stat începând cu cele de energie, pierdem bani de asta nu avem nici acum gaze din Marea Neagră, de asta nu avem nici acum un sistem energetic pus la punct. De ce? Pentru că a fost efectiv populat cu pile politice și cu oameni... Înțeleg care că susțineți proiectul Neptun Deep. Da, susțin, dar aș fi vrut să văd la, la, la licitația pe care a făcut-o OMV Petrom, cu bani de la RomGaz, să văd și companii românești ca subcontractori la acel proiect. Și înțeleg că n a fost nicio companie românească selectată. Asta nu este ok. Asta e o formă de a, de, a, de a... Cele 210 miliarde de euro, din cele 240 împrumutate de care vorbea uh, economistul Radu Georgescu chiar astăzi, la, cred că pe, pe blogul Adevărul, uh, o parte din acești bani uh, au, au, au plecat pe această cale. Nu este ok. Uh, dacă nu sunt companii românești capabile, competente, care îndeplinesc fișa postului, hai să le pregătim din timp. Nu este ok. Deci, da, de pentru el de știu, știu, știu că au fost niște. e un ONG care a contestat acea, acea investiție. Aici trebuie să cerem justiție celeritate, ca și la celelalte subiecte. Nu poți să stai pe subiecte atât de importante cu ani în justiție. Și trebuie să vorbim cu, cu, cu justiția română, să lucr lucrăm cu Parlamentul pentru a modifica legislația și pentru anumite chestiuni. Arbitrajul în caz de litigiu comercial. Trebuie tranșat rapid. Moare compania până când decizi e, tu. O chestiune atât de importantă, strategică. Doamne, are ONG-ul de mediu dreptate? Ok. nu are dreptate? Am dat drumul la business. Și așa mai departe. Trebuie să creăm un, un, un mecanism mult mai, mult mai uh, funcțional și mult mai uh, prietenos pentru soluții, indiferent în ce direcție. E o provocare uriașă pentru, pentru România, urgența asta climatică. Ce credeți că ar trebui să facem în viitor? Stăm foarte prost aici, și la nivel de instituții, și la nivel de implementare... Și aici este. În primul o... rând, avem urgență climatică, pentru că există candidați care nu cred. Nu, nu, e, e masivă. Uitați-vă ce se întâmplă la. la uitați-vă câte secete, uitați-vă câte, câte, câte probleme de modificări climatice. E foarte mare. Și aici este o problemă legată de, de capacitatea sistemelor economice și ale societății de a găsi un nou model economic. Europenii au făcut treaba asta cu, cu cele două revoluții gemene, digitală și verde a apărut chiar și o mare, mare presiune la nivelul finanțelor globale să fie responsabili, să fie indicatori de respectarea mediului. Lucrurile acum au devenit un pic mai puțin presante, pentru că a apărut războiul din Ucraina și, și tensiunea din, din Orientul Mijlociu, dar este inevitabilă tranziția către o economie mai sustenabilă, mai verde, și unde România are o problemă, pe lângă faptul că statul funcționează slab și aici, ca și în alte părți. Este că noi nu ne pregătim uh, pentru a produce în România și a profita de această tehnologie verzi. România, de exemplu, are una din cele mai mari rezerve de grafit din Europa. Uh, asta e sub ANRM, o altă agenție uh, importantă și care trebuie și ea pusă la muncă. Și tot ce înseamnă anozii de la bateriile pentru auto, de exemplu, sau pentru altceva, e făcut din, din grafit. Am avea un loc în care să putem să intrăm în business-ul ăsta. Sau cercetare, dezvoltare, inovare pe, pe energii verzi. Creează locuri de muncă și, și, și guler verzi în economie. Noi nu avem chestiunea aceasta. Mai vorbesc de deșeuri și de reciclare, care sunt o problemă. Deci, da, sunt, sunt absolut de acord că va uh, trebui să găsim un echilibru între un sistem energetic mult mai puțin poluant și, și, o, și o economie mult mai verde decât acum. Un pic despre învățământ și, și sănătate. Am văzut, am citit acolo ce aveți în, în program. Mă rog, unele chestii sunt destul de generale, așa, și mecanismele din spate interesează mult mai mult, dar probabil asta se va întâmpla imediat după alegeri, învățământ de stat sau privat? Învățământul public va trebui să rămână dominant în România, mai ales pentru zonele mai sărace și pentru zonele cu mai puțină putere de cumpărare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe sector privat. Eu sunt extrem de. de, de în continuare de, de contrariat de faptul că nu avem o universitate privată de, de top, în România astăzi. Adică sunt chestiuni în care privatul vine cu răspunsuri, în alte zone nu prea vine cu răspunsuri. Deci trebuie să fim atenți cum punem acest echilibru. Dar principala problemă a României sunt copiii din familii sărace, de la țară, orașe mici, copii de romi, care sunt cei mai uitați din societate dintre toți copiii noștri și sunt mulți copii care sunt abandonați de noi, deci acolo e clar că trebuie sector, sector public bine pus la punct, bine finanțat, cu dascăl motivați, cu criterii de performanță mm -hmm. și așa mai departe. Unde există piață și unde există... Criterii exist de performanță, doar un pic insist că aici eu am o obsesie veche, dacă ziceți că ne urmăriți, probabil o știți. Asta, criteriile de performanță în educație, la noi e făcută foarte, foarte prost. A nu în există? Sensul există? Că în, în sens, există, în sensul că în opinia mea, mult mai profesor e la care îmi duce copilul de la 4 la 6, ca hmm? notă, decât la care îmi duce copilul de la 9 la 10. Mă interesează mea. mult mai mult treaba asta. La fel piramida asta a noastră e întoarsă total iurea, Adică îi plătim cel mai prost pe oamenii care stau cel mai mult cu copiii noștri. Îngrijitoare, educatoare, si învățători, învățătoare, sunt oamenii plătiți cel mai prost și atunci normal că ceea ce iese din școală nu poate să aibă o... Așa este de... o discuție pe care trebuie să o avem și noi în societate, și cu părinții, și cu autoritățile locale, și cu, și cu profesorii și cu sindicatele, sunt importante. Pentru că trebuie să vezi ce ridici. Media clasei, adică media tuturor copilor din clasă sau... Competentele minime sau... Sau, da. sau cu, cu, cum o faci. Asta e o chestiune de decizie politică și strategică. Și unde sunteți aici? Și aici sunt pentru, pentru media clasei. Adică cum să spun, cei foarte buni și buni, oricum se duc înainte. Ceilalți sunt o problemă. Să poți să-i aduc măcar la o medie care după aceea să-i facă să nu iasă analfabet funcțional sau să nu abandoneze școala. Cred că Cred că aici este o treabă foarte importantă de făcut. Și n-aș fi fost supărat deloc dacă în aceste deficite gigantice și dublarea dimensiunii statului ar fi fost dați că li plătiți mai bine și chiar plătiți, remunerați chiar competitiv. Pentru că o parte dintre și doar cei care dau meditații la anumite materii, își mai compensează puțin, completează veniturile, dar restul, Alții în, în, în alte țări din, din Europa Plătesc foarte, foarte bine after school-ul Adică aceiași profesori Dacă stau mai mult, o oră, două, trei Cu copiii noștri Și atunci părinții să-și iei liniștiți, Stă copilul la școală Mai învață ceva Mai se joacă Mai nu știu ce Mai face lecțiile pentru a doua zi Și acolo ar putea fi un, un stimulant Pentru profesorii care Stau mai mult cu copiii noștri Adică sistemul ăsta mult mai flexibil și de motivare, și de performanță, și de a pune resursele acolo unde trebuie. Eu aș fi fost încântat să zic, domne, avem o problemă cu deficitul pentru că plătim mai bine profesorii din țară și investim mai mult în educație. Aș fi fost primul care a spus, nu mă interesează, prefer să am aici un deficit, dar să știu că treaba aia începe Pentru că, să... că de fapt, aia e cea mai bună investiție. Cea mai bună investiție posibilă. Uh, altfel, -ați, uh, ați avut copiii la școli private. Nu știu, la școală publică. Da? Școală publică, da. Și după asta am mers la facultate în America, la care, mai în America aproape toate sunt private, cele bune. Cât, cât mai costă? Uh, o parte au avut și eu, a avut și, cred că în anul întâi, au avut și bursă. Uh, sunt scumpice, uh, Da. am făcut cu toții un efort, și noi, și părinții, și am reușit să, să facă. Să facă o școală o școală bună. Și cred că orice părinte încearcă să ofere cea mai bună școală. Așa mare, cât costă o școală bună făcută în America? Mai țin minte acum, dar costă undeva spre cel puțin cel puțin 20.000, poate mai mult. Acum cred că e și mult mai mult, pentru că se scumpește în fiecare an. Și e un efort. Cei care sunt, cum a fost și cazul al Onoștia, au luat și burse și atunci, într-un fel, efortul familiei este mult mai moderat. Um, vorbiți în program despre uh, reducerea nivelului de tineri care nu participă la nicio formă de educație sau pregătire profesională, uh -huh. da, NIT, uh, 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 și numiți acest nivel inacceptabil, uh, așa se numește indicatorul NIT, uh, care include tineri între 15 și 29 de ani. Chiar am primit câteva solicitări în ultima săptămână din partea unor tineri să abordăm acest subiect la, la emisiunea. E noastră. Cel mai mare din Europa. Da. E cel mai mare în procent. 2022. eram pe primul loc nu e din perspectiva acestui indicator. Pe care ultima. credeți că sunt motivele? Pentru, ca, pentru, care tinerii nu sunt nici la școală și nici în câmpul muncii, cum se spune. Pentru că i-am uitat de la, de la, începutul școlii. Pentru că ei ajung, ajung, în situația asta pentru că nu ai pus o bază serioasă de școală de când erau foarte mici. Și pentru că abandonează școala de vreme, pentru că școala de acolo, în principal în mediul rural, nu le oferă un minim de, un minim de, de cunoștințe Astăzi, dintre profesorii de la țară, 90% dintre dânsi sunt fie dascări la pensie, fie suplinitori care nu sunt de, de materia respectivă. Adică este acolo, este, este... Sau pur și simplu nu mai există școala. Sau nu mai există... Vă spun că există foarte Sau există multe o locuri da. în care școala e atât de departe. Există un sat, de pildă am făcut scenă nouă, un reportaj, un documentar, un, un cătun tufanu, unde bunici, părinți, copii și nepoți toți au avut de făcut acest drum de 7 km pe jos, pentru că nu există, dacă vrei să ajungi la școală. Adică este o, o, o piedică extraordinară în calea. Sigur, acești, acești, acești copii devin adolescenți, devin tineri și sunt acest acest grup foarte masiv. Și vorbeam mai devreme de faptul că nu pot să, nu pot să condamn pe cei care votează foarte radical și, de ori, chiar și extrem. Pentru că dintre aceștia se selectează. Spun, nu mi-ați dat nimica, nu mi-ați oferit nimica, m-ați lăsat de izbeliște. Ce obligație am eu față de țară sau față de oricine altcineva? Și atunci, de țară, față de, de votul meu. Și votul este totdeauna de protest și de la rupere. Și, și tinerii aceștia... Da. acum, nici să, nici să ne... să spunem că situația nu este rezolvabilă dacă te-a pus serios de ea. Investești mai mult acolo, găsești formule de, de, de calificare și recalificare. E doar o problemă de organizare și de alocare mai bună a resurselor state. Vorbiți în programul economic, la fel cum și noi vorbim foarte mult aici și cum credem de 11 ani, spun asta, 12 ani, că noi nu avem o problemă cu locurile de muncă. Noi avem o problemă cu locurile de muncă bine plătite. Uh -huh. Cum facem asta? Să avem mai multe locuri de muncă bine plătite, nu să fim sclavii unor corporații care stau aici cât timp munca e foarte ieftină. Ce se întâmplă? Am dat exemplul ăsta de mai multe ori, știți cum e? La, te duci la magazin și ei, nu știu, un pachet de unt sau orice produs și te uiți la termenul de, de valabilitate, când, când expiră acel produs sau medicamente sau orice altceva. Modelul economic românesc, de după integrarea europeană, este aproape istovit. Este, este, este aproape la limita sa de a mai produce creștere și dezvoltare. Pe s-a bazat pe două e, elemente fundamentale. Unul, importul de tehnologie de afară și capital și forță de muncă ieftină. Și a fost un model care a, a produs creștere. Nu pot să spui că nu. Dar a produs și foarte multe inegalități în societate. Copiii ăștia de la țară, tinerii ăștia care nu merg la școală, bătrânii care mor cu zile. Ne îmbolnăvim în Europa, în medie, cu șapte ani mai repede decât ceilalți europeni. Cu șapte ani mai devreme, mâncăm, ca, ca medie, ca, ca nație. Și atunci, ideea că trebuie să facem tranziția la un model economic care să pună bază și pe instituții mai competente, și pe valoare adăugată mai mare, și pe multă productivitate, și pe mai multă educație și, educare, și formare profesională de-a lungul carierei, este, cred, modelul alternativ, fără de care nu ne putem dezvolta. Am pierdut locuri în industrie foarte multe, ponderea industriei în PIB-ul României în ultimii 5 ani a scăzut de la 22% la 15%, au dispărut 144.000 de locuri de muncă din industrie pleacă firme japoneze de mașini, Ina Schaeffler la Brașov începe să gâfuie eon vinde, de ce vinde, pentru că i-au schimbat e, condițiile economice de atât de multe ori. Deci avem în clipa de față o, o schimbare de model economic la nivel european și global, pentru care cred că azi România nu este pregătită. Și în loc, să, în loc să anticipăm acest lucru, și programul meu economic este o anticipare a unui model economic care să fie mai performant, care să pună în valoare. Întreg potențialul uman și teritorial al țării noastre, și să fie și o industrie, și cu economie verde, și cu chestiuni legate de, 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 de tehnologiile viitorului. Dar, dar cum facem în congres să avem locuri de muncă mai bine plătite? Pentru că dacă economia este mai competitivă, automat valoarea adăugată crește și salariile cresc. Vremea în care noi aveam aici investiții străine pentru că era forța de muncă ieftină, s-a închis. Oricum e mai ieftin în altă parte. Mâine în Republica Moldova, după aia în Bangladesh, după aia nu mai știu unde prin Nepal. Deci e nesustenabil. De aceea trebuie să investim în tehnologie, să reindustrializăm și mai ales să investim în forța de muncă, în capitalul uman. Ai oameni bine pregătiți, automat joburile vin, automat uh, slujbele sunt mai bine plătite. Pentru că până la urmă, ce e cea mai importantă resursă? Este talentul uman. Talentul uman este cel mai important lucru. Și dacă investim aici cu prioritate, cum propun eu, cred că și locurile de muncă o să înceapă să fie mult mai, de mult mai bine plătite. Câți bani de plătit. că are nevoie o persoană să trăiască ok, decent? Depinde de locul în care trăiește, pentru că în București și în Cluj, mă uitam și la studenți, efectiv nu se ajung cu banii. Dacă nu găsești loc la cămin și nu sunt locul la cămin suficiente, spuneau studenții, și la Cluj și la Timișoara și peste tot pe unde am fost, și zice, domnul, domnul Joana, nu știu, nici o familie de la Sălaj sau de nu știu unde, o familie obișnuită, nu cu mulți bani. Dacă mă duc în chirie, în Cluj sau în București, n-ai niciodată loc. Poate în alte zone pot să trăiești cu venituri un pic mai mai modeste, dar există un prag minim uh, al decenței traiului. Mm -hmm. adică unde unde îl vedeți? Așa... Undeva care să-ți acopere nevoile și necesitățile de bază ale unei familii, adică să poți să, să, poți să ai de mâncare, să poți să te îmbraci, să poți să trimiți copiii la școală. o sumă în minte? Este, este, o sumă care oricum uh, depășește cu mult uh, toată discuția despre salariul minim pe economie. Este complet insuficient. A, ah, și apropo, o treime din salariații noștri sunt salariul minim pe economie, deși el crește și multă lume e cu plicul, multă lume este în alte zone. Deci trebuie să te duci la, la un salariu... Uh, ce spunea primul ministru că există un salariu median în Europa, nu e adevărat. Nu există un salariu median în Europa. Că una e în Luxemburg, care are un PIB per capita care e de 100 și ceva de mii de euro, alta este într-o țară ca Bulgaria sau România, care au mai puțin. Dar ideea este că sunt prea mari discrepanțele între pensii mici, salarii foarte mici, salariul minim pe economie. Și cred că aici trebuie să, să, încercăm să, să, să reglăm acest subiect. FEST dă această valoare la 3.972 de lei pe lună. Cum o vedeți, cred de persoană. Că, cred că la inflația de astăzi, și la erodarea puterii de cumpărare, și la faptul că de același 100 de lei astăzi cumperi mult mai puțin decât acum un an de zile, cred că să fie probabil un pic mai sus. Înțeleg, știu calculul și am văzut și studiul. E foarte bine făcut studiul, Ebert, e chiar interesant. Și, și teia cu cele două modele economice e într-o mare măsură și la dânsii, dar cred că. Poate în zone mai sărace suma asta să fie probabil, dar pentru un oraș mai important cu suma asta nu te descurci sub nicio formă. Noastră cât cheltuiți lunar așa în mare? Nu cheltuim foarte mult. E adevărat că în ultimii cinci ani am fost, la, am fost la Bruxelles și acolo sunt alte costuri, e mai scump și produsele sunt, sunt de mai bună calitate. Dar uh, suntem foarte, foarte frugali în ceea ce facem, adică nu, nu cheltuim mult, uh, cumpărăm minim în cesar, nu risipim niciodată, deci suntem într-o zonă de, de, de buget de familie destul de moderat. Cum, cum facem sau cum poate președintele influența treaba asta să avem și noi produse de mai bună calitate? Uite, noi facem o serie acum, se numește Stăpânii Hranei din Supermarket, mm. prin care urmează chiar să demonstrăm cu faptele guvernului, cu faptele Parlamentului că există un fel de grup infracțional organizat uh, care i-a dat la o parte de pe raft pe producătorii locali. Sunt două lucruri aici. Am mers în foarte multe locuri din țară unde producătorii locali încep... Eu vorbesc acum de cei puțin mai, mai, put, mai puternici. <coughs> Au început să-și creeze niște holdinguri. am fost la Urlați, la Oltina... Au început să aibă niște lucruri. Am fost la ferma Baciu, de aici, din, din Ialomița. Au niște produse bune. Eu mă refer la produse cu etichetă <coughs> curată. Și revin imediat da. la acest lucru. Am fost acum la, la Timiș, la o fermă foarte interesantă care crește Mangalița. Cel mai cel mai, cea mai de calitate, să zic, segmente de carne de porc, din, probabil care există în plan internațional. Uh, și există aici o dublă problemă. E o problemă a, a, a faptului că Marile lanțuri de retail pun o presiune foarte, foarte mare și de multe ori nu încurajează și pun presiune pe producătorii locali. A doua chestiune este că atunci când s-a încercat să se facă agricultură biologică și bio, structurile care acreditează un produs bio sunt fie foarte scumpe pentru fermierii respectivi, fie efectiv nu-i ajută să îndrepte greșeala. Adică ce te duci de acolo, domne, acreditează-mi și mie că din roșiile mele sunt bio, da? Și le vând mai bine și le vând mai scump. Firma de autoritatea de, 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 de validare a acestei chestiuni îi spune, știți ce? Nu. Și o dă înapoi. La și costa nu știu câte sute de euro să-și o verifice. Nu-i spune, domne, îmbunătățește-o că data viitoare ți-au lipsit. Nu știu cât de acolo, nu știu cât de aici. Și cred că, în general, în tot ce înseamnă Protecția consumatorului, protecția proprietății intelectuale, e complet altceva, e același, e același serial, de fapt. Statul român este extrem de puțin competent și nu încurajează, de fapt, calitatea produselor. Concurența, la fel. Pentru că Concur dacă îi dai la o parte pe oamenii cu produse curate, noi avem astfel de cazuri, în detrimentul unor produse care sunt au niște etichete incredibil de încărcate. Iar, iar aici este altă chestiune. Este și o chestiune pe care, într-adevăr, marile de lanțuri o fac. Și am văzut diferență pe pielea mea, în sensul că același produs la Bruxelles, de la aceeași firmă, pe care îl găsești și aici, la, 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 la un lanț care e din aceeași familie cu, cu cel din Bruxelles, automat calitatea celui de aici este ajustată practic cu puterea de cumpărare. Deci te penalizează pe faptul că ești mai sărac decât cel din Bruxelles. Asta nu este ok. Și cred că uh, această intransigență a, a spune, ok, eticheta spune adevărul, uh, găsesc formule să te penalizezi pe bune, să nu creezi nici sisteme de control exagerate, pentru că statul român, când îi dai un, un, o atribuție de acest gen, tentația lui este să ne pustească și să facă din asta uh, un abuz. Deci trebuie și acolo să fim atenți, să, să avem oameni care să facă acest lucru uh, cu bună credință și foarte, foarte profesional. Bun. Uh, să vorbim uh, despre asta cu războiul. Prima întrebare e când vine. La noi Mai nu e vine. o chestiune de când, sau la noi, la noi, nu vine. La noi nu vine. Nu? nu, nu văd, nu văd, nu văd, nu văd un, un risc atât de masiv, pentru că asta ar însemna de fapt un risc între NATO și Rusia și nu acest lucru nu se va întâmpla. Nu? Nu. Dar unde vom ajunge cu o lume care se înarmează permanent, că până la urmă când ai un ciocan în mână, vezi în jurul macuie, nu? În timpul războiului rece, inclusiv în zona nucleară, era o teorie a, să zic, a distrugerii mutuale asigurate. În, America, în, în engleză spună MED, adică e și că e o nebunie, acronimul englezesc. Dar, într-adevăr, atunci când există mai multe investiții în apărare și riscul de escaladare crește. Pe de altă parte, dacă nu investești și e slab, și tentația lui mai puternic să vină peste tine crește. Deci, element, echilibrul apărare-descurajare. Deci, dacă am o chestie țapănă, nu vine să mă atace, da? Și cred că a investit într-o armată puternică, inclusiv cea română, care e mult rămasă în urmă. Mult rămasă în urmă. Decenii de subinvestiții. Și tot ce știu despre toate armatele NATO, o știu și despre armata noastră. Are mult, avem mult, mult de investit în ea. Deci, cred că, pe de o parte, este preocupant că trebuie să investim mai mult în apărare și luăm și bani din anumite alte zone, mai sociale, mai economice. Pe de altă parte, dacă nu o faci, tentația, să spunem, a Rusiei sau a Chinei sau altora sau Iranului, de a veni peste tine pentru că ești slab și nu e crește. Acesta este, de fapt, echilibrul, justul echilibru sau nuanța de, pe care eu am învățat-o la NATO. Exemplu cum ajutăm Ucraina, dar nu riscăm să, să escaladăm conflictul cu Rusia. Acest, acest echilibru între a avea o apărare mai puternică fără să conducă la conflict este arta unei negocieri foarte sofisticate pe care am învățat-o în acești cinci ani la NATO și evident o voi folosi și pentru țara mea. Și credeți că va ține treaba va ține, asta? Va ține, Echilibrul va ține. Ăsta... Va ține pentru că nimeni nu câștigă până la urmă. E atât de mare riscul de distrugere. Sunt, sunt, până la urmă, NATO este, este un gigant. Dar da, vi se pare că mă interesează pe cineva, adică numărul uriaș, mă uitam și la manifestațiile din Italia... Uh și na, care au fost și peste tot în lume. Numărul uriaș de victime uh, din cadrul civililor în aceste uh, uh, confruntări armate este inadmisibil. Este, este cum să spun, este. E... Este absolut dramatic. Adică, dincolo de, de militarii care au, care au murit sau au fost chilodiți, rușii vreo 6 și vreo cinci mii, cred. Ucrainienii vreo 300 și ceva de mii. Plus civili mulți la ucrainieni sărace. Și copii, și bătrâni, și oameni. Oameni care nu au de-a face cu războiul. Și la un moment dat, acum vorbind un pic mai în, în termen de, de găsirea unei soluții negociate pentru a ajunge la pace, la un moment dat, calculul cost-beneficiu, ce câștigi dintr-un război și cât pierzi din el, va trebui să-i conducă pe rușii în principal la ideea că astfel de, de, de continuare a războiului este, este efectiv contraproductivă, dacă nu complet, complet la locul ei. Pentru că nu e doar pierderea de ființe umane, e pierderea economică, pierderea prin sancțiuni, pierderea prin... Israelien nu pare să intereseze de pildă treaba asta cu pierderea economică. Ata vreme cât uh, au sprijinul ăla de 3,8 miliarde din Statele Unite, bani care trebuie cheltuiți acolo pe, pe arme. Și acolo există, tot timpul există uh, un prag uh, peste care dacă treci riscul de escaladare crește. Și nu s-a trecut cumva? Suntem într-o zonă în care acest conflict poate să meargă într-o zonă foarte periculoasă și este extrem de important ca, pe de o parte, să-ți vezi de securitatea națională, pentru că nu poți să-i lași pe el alt să te măcelărească, să nu faci nimic, să fim serioși, dar în clipa în care te duci și există un risc prea mare de, de, de inflamare a unei situații regionale complicate, acolo trebuie găsit un echilibru și tot negocieri, și tot diplomație, până la urmă cât ce poți să faci cu armata și cu forța militară și cu serviciile, ajungi la un prag, dar crezi condițiile. Vă dau un exemplu. E foarte interesant de urmărit dacă după atacurile de sâmbătă trecută, pe care Israelul și cu sprijinul americanilor și altor aliați regionali, practic le-au dat peste cap iranienilor, ca o formă de retaliere după ultimul atac, două elemente interesante. Sistemul de apărare antirachetă, care este rusesc. Sunt S300, S400. L, l au terminat. Și după aia le-au le mai lovit foarte targetat, fără fără victime civile, rezervoarele de combustibil mix pentru rachetele de croazieră pe care Iranul le trimitea de obicei către și, și Hutii și ceilalți, tot, tot iranieni erau. Și acum este foarte interesant de văzut. O operațiune militară a creat o vulnerabilitate Iranului și trebuie văzut dacă și Iranul în acest moment decide să folosească această etapă pentru a dezescalada, pentru că este mai vulnerabil. Sau, din potrivă, și Doamne ferește, accelerează programul nuclear. Deci, la un moment dat, în acest moment, în toate zonele, și în Ucraina, și aici, și în Asia Pacific, și prin Taiwan, trebuie întotdeauna să fim foarte atenți. A fi mai puternici militar este o precondiție pentru a nu avea război. A folosi partea militară prea mult este un risc de escaladare. Și acest, acest foarte fin echilibru între cele două, vedeți, cât de greu este de găsit. Va fi asta lumea în care vom trăi permanent de aici încolo? Eu vă spun că sunt mai preocupat decât de, de război, mm. care este păcătos și care trebuie evitat, și faptul că suntem în NATO și, că, și știu ce spun, nu e un risc militar la adresa României, eu sunt mai preocupat de celelalte riscuri la adresa securității noastre și a, a, a echilibrului de societate de la noi. Uitați-vă la dezinformare, uitați-vă la, la Revoluția Tehnologică, va schimba modul în care muncim, mod, modul în care locurile de muncă, apropo de cele bine plătite, vor, vor funcționa. Se schimbă atât de multe lucruri în același timp și atunci când pentru ființa umană vin prea multe schimbări în același timp, tentația este să te sperii, să te închizi și să, și să refuzi adevărul. Și de asta și reacția politică la aceste schimbări va fi foarte complicat de gestionat. Acum avem o problemă politică complicată în România, că dacă planul ăsta, acela cu Simion funcționează, ne trezim cu grup suveranist de 40% în Parlament și avem o problemă de alt gen. Dar eu sunt mai preocupat de faptul că militar o să fim ok, o să fie pace în România, dar presiunea schimbărilor de model economic, de război pe sumasă, dezinformare, sabotaj, spionaj. Lucrat cu psihologia noastră, lucrat la lucrurile care ne separă, am vorbit de câteva subiecte controversate, le vor inflama cât pot de mult pentru a face țara eventual greu de guvernat și democrația mai greu de funcționat. Deci avem în față o perioadă foarte complexă, de, de imensă transformare, și cred că aici a trebuit să încercăm să, să, să vedem cum am putea să stăm împreună și să putem să, să rezistăm acestor presiuni. Moldova. Pe Muchie. În ochi. Vom vedea și turul 2 Cred că rușii au văzut Că la referendum a ținut Cred că și Din partea Guvernanților de la Chișinău Poate și din partea noastră În sensul larg, România plus Occidentul Poate că am comunicat Exclusiv cu tabăra convinsă că Europa Este mai bine și evident că este mai bine Și am uitat să comunicăm nu cu cei care sunt pro-ruși Sau care sunt de cumpărat Dar mai există o parte a populației de acolo poate vorbitor de, de limba rusă acasă, cu care noi nu vorbim, nu, nu comunicăm, și care să încercăm să le demonstrăm și să-i convingem. E, și asta va trebui să facem în perioada următoare, că drumul european e, unul, unul, nu riscă război cu Rusia, că le frică de ruși, și doi, că una peste alta este mai bine în Europa decât, decât despotismul de la Kremlin. Am văzut alegerile din Georgia. Și acolo se joacă geopolitic, e, e aceeași înclestare strașnică între influența Rusiei și cea a Occidentului, pentru mine și pentru noi, Georgia este un vecin aproape imediat al României, chiar dacă e dincolo de Marea Neagră, pentru că Georgia este capul nostru de pod pentru Caucaz, pentru Asia Centrală. Avem proiectele astea mari de cablu submarin și pentru gaz, și pentru curent continuu, și pentru fibră optică. Se întâmplă proiecte importante și Georgia, pentru noi și pentru mine, ca, ca, ca om care cunoaște chestiunea asta, nu va trebui, chiar dacă ei, tactic sau temporar, par să nu mai fie la fel de convinși de drumul european, noi nu avem voie să nu investim în continuare în drumul lor european, că pentru că e interesul meu. Să am toți vecinii mei parte din aceeași logică. De la Georgia, la Ucraina, la Moldova, la Balcanii de Vest, interesul României să aibă vecinii săi toți parte dintr-o dintr -o logică coerentă. Și asta este obligația României ca, ca jucător multiregional, nu jucăm doar într-o direcție. Avem putem să reorganizăm Europa Centrală acum. Visegradul este practic paralizat. Cu Ungaria și chiar și cu Slovacia. E de jucat. Nu doar cu Polonia, și cu Cehia, și cu alții. Este o invitație la joc pentru România, pentru că este o perioadă în care se reașează foarte multe echilibre, politice, economice, tehnologice, și dacă știi să joci jocul, poți să faci din asta un avantaj pentru țara ta și asta intenționează să fac și eu pentru țara noastră. Încă două chestiuni la final. Prima, practic afacerea asta politică cu partide în România a devenit cel mai profitabil business, cred, în Ultimii ani. Practic, banii din bugetul statului sunt fără număr. Am plecat de la o chestiune care ne-a păcălit. Domne ai să nu mai dăm banii pe sub masă la partide, să nu mai fie uh, uh, aceste promisiuni, ajutăm acum pentru că îți dau nu știu ce licitații. Astea au rămas. În continuare, e clar sure. că au rămas. Și cheltuim milioane de euro din banii oamenilor ca să-i mințim pe oameni. Zeci de milioane. Zeci de milioane, sute de milioane. Vi se pare normal? E o chestie care trebuie să continue? Nu trebuie să continue și au, au un talent oamenii ăștia și o spun asta, cum să spun, cu fără patimă. Au un talent să pervertească până și cele mai bune intenții. Pentru că ideea inițială era una de tip german. Uh -huh. fundații, le dai bani de la, de la bugetul public ca să-și educe tinerii, să discute ideologie, să discute doctrină, să meargă la un congres, să facă niște chestii ca să poți să ai resursă umană. Activitate politică. Politică. Da. da. Dar pervertirea banului public este, este cred că deja o a doua natură pentru sistemul politic românesc. Și dai o lege care inițial părea bună și eu am crezut mă, uite, poate facem și noi un Fridy Herbert al nostru. Înțelegi? Și când colo toți banii la presă, toți 90% din bani se duc pe propagandă. Și, și, nu sunt doar banii ăștia, pentru că iau bani și din afacerile cu statul. Au bani și în Să nu credeți că metoda aia a dispărut pentru că sunt bani de la stat. Deci iau cu două mâini acum. Și trebuie vorbi cu viitorul parlament și cu viitorii lideri ai partidelor, pentru că vom vedea cine vor fi liderii acestor partide după alegerile prezidențiale. Mai ales dacă voi câștiga eu, cred că asta va reprezenta un șoc real la nivelul sistemului politic românesc. Și în sine asta cred că este o, o încercare pe care merită să o facem. E, e, pentru că va fi un șoc pentru toți. Toate partidele, în acel moment, vor trebui să-și reconsidere e, poziția. De ce credeți că sondajele vă dau câștigător? Am văzut aici aproape toate. Dacă intrați în turul 2 cu Ciolacu? Nu, câștig în, în turul 2 cu oricine. Păi nu, dar să ciolacu, toate sondajele spun că Ciolacul. Pentru că bazinul electoral pe care, pe care Ciolacul are este undeva la 21%. Un o parte din votanții PSD votează cu mine, o bucată până la, până la scorul partidului. Și în turul 2, ca întotdeauna, un candidat PSD are un bazin electoral limitat. Și la participare mare la vot, celălalt candidat ia votul de peste tot. Și pentru asta, în mod evident, am prima șansă. Nu spun că. Nu se joacă turul 2. Dar adevărata finală este în turul 1. Mai ales în această configurație. Simeon este înaintea mea acum, nu cu mult, dar e înaintea mea. Stratagema funcționează. Voturile unui candidat care nu mai este pe masa de, de joc s-au -au dus în proporție destul de importantă la, la Simeon. Asta e o problemă și cred că e o problemă pe termen lung pentru România dacă o astfel, un astfel de aranjament transparent unul este ok, nu este ok, e democratic, nu e democratic, doi, dar produce consecințe. Pentru că asta va însemna un, un bloc de 40% într-o parte, în jurul PSD-ului, și un bloc de 40% în aceste forțe care împreună vor face un scor foarte mare dacă Simeon merge în turul 2. Și cred că asta e complicat pentru viitorul democrației române și inclusiv pentru acea scânteie care lipsește ca economia, Doamne ferește, să, să o iară azi, da, la anul, pentru că atunci când te împrumuți uh, atât de scump, pentru că ai ratingul de țară la triplu B minus, iar sub acesta este junk. Deci aici nu te mai împrumută nimeni. Mergi în genunchi la Fondul Monetar și la Comisia Europeană de aici. O scânteie internă sau externă și economia României la anul va avea probleme gigantice. Noi vom avea probleme, nu ei. Ei au banii făcuți. El face, cum să spun, ăla mic de la Buzău, din 13 lei profit, face 20 de milioane, mai face niște farmacii, ei se descurcă, nu au probleme. Tot, tot, pe oamenii țării este ea se vor, se vor răsfrânge aceste costuri. Deci aceste alegeri sunt absolut uh, incredibil de importante. Evident, uh, cred că am un plan bun, cred că uh, ar fi o variantă bună, dar până la urmă românii, româncele să decidă și că fac apel la votul util este că o, o finală cu simion care unul este deja orchestrată, nu e ok în sine. Nu e ok. Nu e nu, nu ok. Nici o țară nu e ok să face așa ceva. Uh, inclusiv votul de tip EBA. Și toate, toate suveicile astea pe care știm că în România unii le știu, le practică și nu vor rezita să le facă. Dar pe fondul fondului se rescrie, cum să spun, istoria și politica și geopolitica și economia. Și dacă vrem să continuăm cu oameni care sunt, cum să spun, insuficient de bine pregătiți și care au și metecne destul de păcătoase sau au viziuni extreme, eu cred că ar fi prea periculos pentru România să riscăm așa ceva. Mie nu ar interesa acum. Și o să vă rog să-mi răspundeți chiar dacă sunteți superstitios sau uh, alte chestii de genul ăsta. Pe mine m-ar interesa foarte tare ce veți face dumneavoastră, pentru că suntem într-un proces, da? Mm -hmm. un, un, pe un drum de ăsta îl numesc uh, Acemoglu și uh, uh, Johnson, Coridor îngust. da, sunt, Suntem într-un proces și suntem... Și Robinson, uh, cei care au găsit acum Premiul Nobel pentru economie. Da, toți trei pentru uh, putere și progres, Coridor îngust și de ce ieșuiază națiunile, prima, prima carte de acum mai, de mai bine de 10 ani. Uh, noi vorbim despre ele foarte mult și suntem într-un proces. Mm -hmm. Pe mine m-ar interesa ce veți face dumneavoastră dacă nu veți câștiga acum? Adică, veți rămâne în acest joc încercând să faceți în continuare lucruri sau vă veți vedea de treaba dumneavoastră considerând că, nu știu, nu suntem încă pregătiți și mai veniți pe aici? Nu, sunt superstițios și nu, nu vreau să iau nici partea pozitivă și nici partea mai puțin pozitivă ca ipoteză de lucru. Eu, eu toată viața mea uh, am încercat să. Să-mi ajut țara să într-o formă sau în alta. Când nu făceam politică cu Institutul Aspen, am pregătit mi -și, două mi și ceva de tineri și tinere pentru leadership. Întotdeauna am visat să înființez o universitate nouă. <coughs> Întotdeauna pot să dai un sfat unor oameni care vor să facă lucrurile diferite. Deci nu se termină viața cu campania prezidențială. Sunt absolut convins că la aceste alegeri românii și robâncele vor simți miza și cred că în cele nume vor alege un om care se poate să se reprezinte cu cinste și care se poate să și facă lucruri. Dacă nu, vom vedea, okay. ne mai spătuim. Mai, sfătuim. mai vedem vedea. după. Da, era sigur după. că îmi spuneți asta, că na, da. Mă interesa foarte tare pentru că e, cred că e important pentru oameni... Nu nu pensie. nu ieși la pensie. E important pentru oameni dacă uh, uh, nu știu, candidații pe care ei îi susțin vor rămâne să ducă munca asta grea în continuare sau nu? E cred că e foarte important. Eu am uh, ideile în care cred și, și, cauzele în care investesc energie, nu le abandonez niciodată. Asta a fost unul din caracteristicile mele de-a lungul vieții. Niciodată n-am lăsat un proiect care, chiar dacă a avut un moment de dificultate, uh, să omoare un proiect bun. Deci voi continua să, să investesc în ideile și în crezul meu. Uh, ați adus aminte de mai multe ori pe parcursul interviului uh, și nu o să insist, dar vă aș întreba am primit și răspunsuri năucitoare la această mm. întrebare. Dacă vă e frică de inteligența artificială? Dacă o scăpăm de sub control, poate să producă daune masive societății umane și, și speciei umane. Dacă reușim să, de la început să-i elementele de etică, de moralitate, asta am făcut la NATO, fiecare strategie NATO pe AI are o parte de etică și de folosire responsabilă. În zona de confruntare militară. Toate militar, astea e insuficient. Știu adică că este insuficient. O inteligență artificială decide dacă arată acest interviu. La 500.000 de, de oameni sau la 5 milioane? Asta e altceva. Aici e o chestiune legată de, de reglementarea modului în care este folosit. Eu vorbesc de reglementarea modului în care este construit. Pentru că algoritmul în spate are, o, are niște ipoteze. Da. Și a fost construit deja să poată lua decizii singuri. Și este construit să aibă în continuare control uman. Ultima decizie e în cele din urmă umană. Și acest lucru este foarte important, pentru că dacă scăpăm controlul uman, ultim, asupra a ceea ce înseamnă algoritmul respectiv, poți să ai în, în, în câțiva ani de zile o suită de inteligențe artificiale care încep să aibă conștiință proprie, încep să facă lucruri împreună și spun că specia umană este adversarul principal. Dar ceea ce suntem. Încă este. Al vieții pe nu, suntem, nu suntem. <laughs> nu suntem, suntem. Astăzi încă controlăm această tehnologie Ge. și pentru prima dată eu văd marile companii de tehnologie pe AI care vin către state și către guvern și către Congresul American. În România la au cine să vină că nu știe cine se ocupă de sportul ăsta. Și care spun, vrem să fim reglementați inclusiv în profunzime. Simțim că este periculos, că este o chestiune care dacă scapă de sub control, riscăm să meargă într-o direcție pe care nu mai putem controla. Deci miza este acum și vreau să vă dau că una dintre româncele noastre care lucrează la Londra și a lucrat și cu noi la, la, la bordul de inovare de la noi de la NATO... Maria Luciana Axente, este unul din cei mai importanți specialiști pe folosirea etică a inteligenței artificiale. Și ea sfătuiește guvernele lumii și companiile lumii și știu că vrea să ajute și România să avem și noi la nivelul nostru o anumită formă de reglementare. Uite, poate facem un dialog. Înainte să vă las două minute să le spuneți oamenilor ce vreți dumneavoastră, sper că le-ați transmis multe din Uh, uh, lucrurile pe care voiați să le transmiteți tribului nostru, uh, astfel încât să poată lua decizii în cunoștință de cauză. V-aș cere o recomandare de carte, ceva ce ați citit în ultima vreme și v-a inspirat și credeți că ne-ar inspira și pe noi. Uh, am citit cu mult interes o carte a lui Farid Zakaria, uh, cel de la CNN, uh, care se numește The Age of Revolutions, la plural, deci vremea revoluțiilor. Și el face de fapt o, de asta am spus că aș vrea, după ce mă liniștesc cu politica și cu, și cu viața activă, să mă duc să studiez istoria economiei și a tehnologiei. Pentru că Farid face o incursiune în istoria revoluțiilor politice și economice de-a lungul istoriei și ajunge la ziua de astăzi. Și vorbim de inteligența artificială, dar vine peste noi și biotehnologie și modificarea a ceea ce înseamnă genetic ființa umană. În timp ce noi discutăm aici și avem aici lemn și acolo plastic și acolo metal, la chitara aia frumoasă, se inventează noi materiale care nu sunt tabloul lui Mendeleev și care schimbă în mod dramatic tot ce înseamnă producție industrială și, și, și modul în care operăm și funcționăm. În timp ce noi vorbim, suntem, avem tehnologie ca să colonizăm spațiul, o să fim o specie multiplanetară în următorii 10 ani de zile, o să locuim și aici și în alte părți, nu toți, dar o parte dintre noi. În timp ce noi vorbim... Pe aia uh, bogați, ca spus, care urcă. Nu, o să-i pună și pe aia care au nevoie să muncească, o să-i pună pe alții la muncă, Ca așa fac bogații. Și își fac ei și după aia după el să muncească pentru ei. Uh, uh, deci sunt foarte multe lucruri care se schimbă cu o viteză incredibilă și de asta cred că Perioada pe care o vom avea și Fariza, care în cartea lui surprinde această complexitate fără precedent. Adică, competiție geopolitică am mai avut în istorie. Și romanii cu barbarii, și Imperiul Britanic cu nemții și toată lumea cu toată lumea, și acum China cu americanii și așa mai departe. Dar ceea ce avem acum este o schimbare fără precedent în societatea umană și dacă vreau să aduc ceva țării mele, este nu doar, cum să spun, o, o, o conducere mai înțeleaptă, mai onestă, mai integră și mai, 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 experimentată, dar și pregătirea societății române și a economiei noastre pentru șocurile care vin peste noi. Pentru că asta e avantajul atunci când ai văzut într-un fel viitorul, pentru că ce am făcut eu la NATO anticipam viitorul cu mulți ani de zile și cred că acest lucru cred că este util pentru societatea românească. Asta cu anticiparea viitorului vi l-aș recomanda pe Taleb aici, care spune, bă, mai bine dăm cu banul. cum Mai repede. Dar mă măcar să știi de unde poate să vină și măcar și, și necazurile, dar și oportunitățile. La final, o să vă las să le spuneți oamenilor ce vreți. Aveți de la noi că noi nu le cerem invitațiilor, noi le dăm când Mulțumim vin multe. pe la noi. Uh, cafeaua noastră, ceaiul nostru și cartea noastră Atenție cu intenție. Mulțumim Un frumos. concept foarte important care ar trebui să preocupe mai multă lume. Faptul că rețelele sociale ne țin atenția în niște zone care ne piedică să mai facem ceva. Da. Ah, și ceai organic. Foarte frumos. Mulțumesc mult. Plăcere. N-am venit de pomană. Da. Sper. E? Yeah, vedeți? Mulțumesc mult. Ce se întâmplă? Oamenii își vor face propria lor impresie și vreau un singur lucru să fie alegeri libere și corecte, să vină lumea un număr cât mai mare la vot, să nu lăsăm o minoritate să decidă pentru noi ce va fi în viitor. Ziceți-le lor. La cam. Și vă aștept pe 24. Adevărata finală e pe 24. Și, și un mesaj pentru diaspora românească, inclusiv cea basarabeană, Vă ați obișnuit de multe ori să veniți în număr mare și să influențați adesea ori decisiv alegerile noastre. Veniți în turul întâi și influențați-le din primul tur. Ok. Mersi mult. Mulțumesc mult.